Asta e? Asta e? Dată. Nu întreba de ce? De ce? Ce faceți? Stai. Bună seara, oameni dragi, bine ați venit. Puteți să ne ajutați cu emisiunea asta dacă vă simțiți bine cu ce se întâmplă pe canalul ăsta, cu un like la show-ul ăsta. Fie că ești aici live, fie că te uiți la el în reluare, dă un like, dă un share dacă... Na, știi, subscribe. You know what you have to do. Avem un număr de telefon, este 0745-66-2268, la care puteți să ne dați mesaje pe WhatsApp, dacă vreți să ne întrebați ceva, să vorbiți ceva cu băieții, să ne spuneți ceva, să citim mesajele mai în a doua parte a emisiunii. Uite, Sig Music aici, frumos, în comentarii. Și Sig Music Mafia în casă. Sig Music Mafia. Este. Și vă rog frumos să-i primiți cu aplauze pe Jungla! Nu e, dar nu e rap, de obicei, ceilalți, nu. Vă rog frumos să-i primiți cu... Pe... Șcâr! Pe Chimie și pe domnul Udo. Băi, Jungla. Ai făcut asta și de aici încolo să vorbești așa. Da, de cum ai să vorbești. Dar... Ok, ce faci, frate? Bă, ce bă, până mi-am venit și eu aici. Nu știu dacă... Doctoratul pe masă. Deci al tău Blackberry ăsta, nu? Da. Mi se pare, e foarte... Băi, frate, deci... Mișu face mulți bani din apartamentul lui cu Blackberry-ul ăla. Mișto, se potrivește cu pălările astea mele. Da, frate, da, da. Că sunt anii 80, 90. Mamă, ți-ai pus și căștile așa. Tu tot ce faci, îți jur că le zic tuturor oamenilor, eu de când te-am cunoscut pe tine, mi-ai rămas așa în suflet, că tu ai o dulceață, așa, o relaxare cu care faci lucrurile, cu care privești oamenii, știi, tu ești artist, ești altfel, ești, dar mișto, știi? Bă, și tu. Și le zic tuturor oamenilor, frate, să-mi va fura că, bă, Chimie este, să te-abia aștept să-l mai văd, că ea, ți-am zis, eu te văd e cumva mai pe tine. Dulce golan, da, nu? Da, nu? Da. Că nici nu e dulce la mod, vorba nu, ta, că e de mai dulce golan, e, știi? Că exact, e... cel mai dulce golan, bă, stai, e prea, o finețe aparte, e ceva. Fii atent, ceva, am două chestii. În prima, când mi-a venit mai devreme și n-am vrut să zic, am zis să intră în live. Tu când o să îmbătrânești, o să ți se zică domnul Udo. Asta mă gândeam și... Te-ai gândit la asta? Zic, bă, că ar trebui să ne schimb asta cu domnul, că o dau mai încolo, că după aia ce mă fac? Băi, bine că nu ești Lil Udo, știi că nu se poate să te crești. Care-i faza, mă, cu ăștia de sunt toți... Da, mă, frate, eu să rămân domnul Udo for life asta, zic. Bre, o să-ți ajungă la Neaudo, da? Neaudo! Asta o să fie, da, și să fii topor rap, efectiv. Exact. Perfect, nu pot să zic mai bine ala. Neaudo. Sau un ciomac, am un ciomac. Da, asta dacă rămâne asta cu Neaudo. Zic tec, uite ia. Tecu, uite. Da, da. Baston. Și voiam să trecem peste, nu, de fapt peste frate semen cu dragonul, ce pula mea. Pentru că asta e unul din criterii. Trebuie să stai un pic mai. A, tu așa îți faci formații, nu? Îți place un tipologie de bărbat? Au fost niște audiții. Bă, no homo! Să nu înțelegeți greșit, nu sugeram așa. Bă, tu îți faci formațiile, nu? Exact. Oricum, a fost o chestie pe care am luat-o în calcul, lăsând la o parte Caterinca. Noi chiar am vorbit seamnă chestia asta. Seamănă că prins din unghiul ăla, nu? Da, frate, seamănă tare. Deci am pus pauză în multe locuri în clip în care tu chiar arăți la față ca dragonul. Da, ca dragonul în perioada specii, nu? Da, știi? Exact. Adică... Fix despre aia e vorba, da. Da. Deci... Care... Am încercat să găsim, ce bine că ne-ai ieșit, bă, bro! Da, bă. Bine ați venit, frate Tomai, iertați-mă că vă întrerup, dar în primul rând mulțumesc pentru donații, oamenii care vor să susțină canalul ăsta, emisiunea asta, puteți să o faceți cu un super chat, avem și Patreon, îl găsiți în descriere, nu voiam să opresc chestia asta, de obicei citesc doar mesajele de pe WhatsApp, că live chat-ul e mult, dar am primit un 100 de lire. Fucking donație. Jungla. Și cu mesajul vă pup de la Tara Deni, care este practic patronul acestui, unul dintre patronii acestui canal, care aproape îmi plătește chiria lună de lună. Și să-ți dea sănătate. Da, am oprit, mulțumesc din suflet. Este
E pe șmecherie. Am intrat hustleri, am început să intru hustleri pe fel în seara asta. Îmi place, îmi place. Da, ați venit voi și asta, mă, că sunt venit golani. Alex Mocanu, președinte. Să înceapă campania ta. Nu. Frate, v-ar plăcea, mă, să aveți o funcție din asta? Nu. Gen, nu președinte neapărat, dar orice orice putere din asta politică, gen. Nu. Mie mi-ar displăcea. Deci, în teorie, mi-ar plăcea mult. Și acum te gândești ce ai putea să faci. Ce nu știu. Fii realist, știind ce se întâmplă, nu ar cum să faci față. Adică, nu știu, nu. Aș prefera să nu, decât să mă duc la pușcărie. Nu? Nu știu, tu... eu nu cred că mă duc la pușcărie, nu știu ce faci tu. Bă, asta zic, că am impresia că trebuie să te alături unui gang și decât dacă ești sigur că vrei să faci parte din gangul ăla, e bine să te bagi acolo, sau dacă pur și simplu ești o marionetă și nu dai seama de nimic, atunci are și ești altă categorie care intră în politică. Acum, după părerea mea. Acum, da, da, da. Oricum nu deci de asta, nu. Să răzbați. Dacă ar fi fost ceva pe adevărat, cu adevărat să fii lider, cu adevărat să poți să schimbi, așa, da, ar fi ceva, dar nu se poate, e vorba despre bani, e vorba despre altceva. Da. Ar fi marfă să o trateze și ei gen ca cu ganguri, cum ai zis, să o trateze exact așa. Ar fi mai... Bă, bune, ar fi mai gangul USR, USR gang. Exact. Bă, bune, ar fi cumva... Cei care avea niște principii mai pe față, am știut și noi despre ce e vorba, nu ar fi doar... Și dacă ar fi... Ar și vorbi despre chestia asta, că dacă ești gang, ai ieșit gen. Exact, exact. Frate, uite care e șmecheria față, cu gangul, cu USR gang. Exact. Noi așa nu ardem. Exact. Nu, asta e, până la urmă. Da, dar ar fi... Știi că mi-a sunat că a zis el... Gang, să fie gang. Da, dar să fie... Da, frate, asta e, USR gang. Sau, mă rog, cine, ce, PNL gang. Una peste alta, mie personal mi-a displăcea enorm o astfel de funcție, zic. Da, de fapt asta era da. Întrebarea. Eu nu mă pricep, ți-am zis că mă înjură lumea că nu las invitații să vorbească, că nu e interviu, eu nu mă pricep la interviu. Nici nu eu place, nu las gazdele să vorbească și în mine asta mi se reproșează. Bă, dar lasă gazda să vorbească. Cum să lași gazda să vorbească? Mă bag, mie cum mai trebuie ceva, mă bag, nici nu îți termin întrebarea. Deja mă bag peste stai mă, frate. Las gazda. Asta e șmecheria. Mie mi se șmecheria, nu? Că nu las pe nimeni să vorbească. Las gazda. Se mai tace pe aia, știu. Asta, avem de învățat. Nu mă, frate, dar aia e ok. Am învățat amândoi astăzi, că din ăsta clasic. Deci noi aici stăm de vorbă, sunt niște băieți care se plac unii pe alții și stau de vorbă. Da, de asta. Și aflăm niște oamenii care vă urmăresc și vă plac, află niște lucruri despre voi. Deci asta e ideea, să discutăm, ca cum am discutat. Da, frate. Ai emisiune dar fain. Sănătate. Doamnește. Să rămână. Foarte bun. Vă pup, nu mai am dat. Uite, a, gheață, mă. Nu, mă, nu, las că. Te păi și bei fără gheață? Cum beau numai sec de obicei. A, bine mă, dar avea cum vrea să începe, cum te simți tu? Cald. Un pic cald cu cortizare și mere, dacă s-ar fi frate, că rog pe Sorin să ducă să ia, rugăm pe Florin chiar să ducă nevoie. Să ia. Serios, pe frigul ăsta, oricum, pe frigul ăsta. Bine, frate, doamne ajută. Bong. Mulțumesc că ați venit, mă bucur că sunteți aici. Să știți. Vă pup. Revenind, eu n-am asta cu, da, cu... Mama a zis în Udo ci că are tricou cu Laura Codruța Căveși. Bun. Da, nu e l, dar pare dacă te da. E trebuie okay. Să nu mai uit în comentarii. E ok, plus, da, bro, stai liniștit. Dacă vreți să vorbiți, dacă vreți să vorbiți cu noi 0745662268, dați-ne mesaje pe WhatsApp. În schimb, o să te rog eu ceva, Sorin, dacă poți să dai tu camera aia un pic mai așa, că uite să fie, mă dau eu o leacă mai așa și să ai înțeles tu ce, ai văzut tu ce am văzut și eu. Așa, mă, frate. Ce dracu? Jungla. Ce zici? Da? Tu de ce n-ai mărci? Bluza, dacă o doriți, asta a mea e la doamna pe site, la doamna. Serios? L-am vândut în târg. Am zis să nu fie chiar așa evident, mă, frate. Venim amândoi în mărci. Cum ar fost să venim și cu șef jungla amândoi și măș jungla și jungla să scrie da, frate, vreau să-i propun. Mie îmi place, vreau să arătăm ca informațiile, Jean DMC. Da, intrau, da. Arătau... Training jungla. Așa facem. În curând. Ar fi foarte șmecher.
În curând. Eu fac, lucrez acum la a face un shop zi bună, cu de-astea positive shirt zi bună gen. Și o să mă îmbrac numai în din alea. Ai ceva mărci până acum? Momentan n-ai. Nu, lucrez la modele, la logo, la shop, la căcat. Păi și eu, și eu îmi port... Păi nu, că voiam să fac alt shop cu mai multă lume, nu prea a ieșit și am zis, bă, nu mai bine fac eu chestia mea, că eu am chestia asta cu să fii pozitiv, cu muncă, cu... și îmi fac eu cu floricele, cu roz, cu ce fac eu cu vibe bun, știi? Îți faci tripul tău. Da, 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 șmecheria. De-abia aștept să fie gata să monetizez și eu. Nu știu, frate, cum să fac banii, deci îți jur. Să mișcă canalul ăsta, merge treaba cum ar veni. Nu înțeleg de unde sunt banii. De ce nu știi, Alex? Păi nu știu, frate, pentru că și voi, știi, și voi înțelegeți foarte tu bine știi, că sunteți nu, artiști. Eu, tu nu știi văzut, să faci eu bani. Eu ți urmăresc emisiunea. Așa. Eu ți urmăresc. Am văzut, spui mai multor invitații, ai spus chestia asta, mă, frate, că nu știu, tu știi cum... Dar tu știi, tu știi, Alex. Tu știi cum... Că știi pentru că te uiți la comedianții tăi preferați. Da. Na, te uiți, da. Urmărești, urmărești, nu de azi, de ieri, de mulți ani, și te uiți. Și îi studiezi, fiindcă ești în joc, da. Faci asta. Urci pe scenă, faci emisiuni. Și ai studiat și știi. Ei, știu cum să fac treabă. Fiindcă i-ai văzut, nu, da, ai văzut. Da, asta cu... Asta e pescuiala lui, mă, frate. Bă, eu nu știu să fac bani, am văzut, zi-mă și pe mine. Și intră eu toți așa și află ce zice toată lumea. Nu, mă, merge și greu, seara, merge bam, bam, le pune cap la cap și ia de la ăla, așa, de la ăla. Să vezi că adevărul e că poate îmi scrie mâine cineva, știi? Bă, mă, cam, uite... N-ai văzut acum 100 de lire, după aia hați, după aia... Exact, nu, asta, donațiile, nu, donațiile și... Adică donațiile de pe YouTube, astea, Super Chat și tot ce am făcut au fost extraordinar și oamenii chiar au ajutat la plătit chiria aici și asta, dar mă refer că ăla nu e un business model, bine, da. Să aștept să doneze lumea, știi, gen să plătească lumea pe chestia asta sau să cer chestia asta, ăla nu e, aia e o chestie ca să o ții asta, până în... Asta, băi, într-un fel, frate, când crezi cu un soi de artă, ăsta e business model. Știi ce cred eu, de fapt? Dacă ar vrei să, pentru că tu pui dacă... ceva, asta este, adică pui, tu să faci arta. Și dacă se întâmplă cuiva să-i placă, să plătească pentru ea, minunat. Cam asta e tot ce putem parte, să... Tu cu muzica cam în sine să... nu faci bani. Poftim? Tu cu muzica în sine nu faci bani. Tu faci bani că vinzi un în tricou, faci bani cu concertul, muzica ba în nu, sine... Ba nu, se face și cu muzica în sine. Cum? Acum se face... YouTube acum, gen sau nu, cum? Nu neapărat YouTube, vorbești de stream, vorbești multe, de multe alte platforme care... Ramuri. Da. YouTube este una... Toate platformele de streaming, Spotify, să iTunes, etc. Că se plângeau de ăștia, au milioane de streamuri, se plângeau că fac gen puțin. Păi da, faci puțin față în comparație de, față de cum ar fai face dacă ai fi în America, probabil, da? Comparat am cu înțeles. Industria aia, da. Asta, așa, da. Da, na, ce fie acum. Păi ce ai drepturi de autor din difuzări. Ah, corect. Mă, eu asta cred că câteva lumea care e concerte, să facă bani. Păi asta zic, concertul e concert. Dar da, nu e tot da. Muzica ba, da, ba, da, ba, da. Într-un fel. Mă refeream din muzică ca și tot din ca și vânzare de muzică. Faci ai CD-uri? Da, pentru că acolo vinzi un... Sunt câteva și cu muzica propriu-zisă. Da, nu, practic ai dreptate, nu faci bani cu muzica asta, e ideea cum ar veni. Adică muzica, bă, da, e plătită foarte prost, să zic, așa ca produs. Asta mă gândesc, adică lumea gen... Lumea e obișnuită să o ia pe gratis, da, pe degeaba, da, 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 așa, așa. Da. Exact, ai dreptate. E un din pic ascultatul dubios. Muzicii, din muzică faci în momentul în care ești la radio, bro. Da, știi? Bine, da, noi acolo, da. Noi vorbim de hip-hop, noi suntem o nișă care nu e la radio, momentan. Eu cred că o să fie. E și eu cred la fel. Faci bani în toate părțile, despre asta e vorba. Păi aia e de fapt șmecheria, să poți să vinzi și un tricou, să... Da. Să fie cât mai și multe... trebuie să le punctezi pe toate, ca să fie ok. Ai întrebat-o cum facem bani în condiția care facem ceea ce facem noi, da? Cum aș gândi eu, este că cine e tripat să facă bani se gândește numai la cum să facă bani și tratează totul ca atare. Noi suntem artiști și noi ne gândim la artă înainte de toate. Și ca atare nu ne gândim la bani în tot timpul ăla. Și ne gândindu-ne tot timpul la bani, banii vin proporțional, da? Da, da. Pentru da, că noi ne gândim la artă, înțelegi cum ar veni? Nu sunt tripați, bă, ia, bă, cum trebuie făcuți bani? Păi așa trebuie să gândești, fără prietenie, așa, fără acolo, fără așa, acolo, așa, acolo, așa, aia. E, alții sunt tripați numai să facă bani și automat aia înseamnă să calci și păcat, da? Vrei să faci aia, să faci aia, să fie o anumită lipsă de caracter din perspectiva noastră, știi? Sau să nu mai ai valori sau bla bla bla. Eu știu să devii ceva ce nu vrei să fii, da? Noi nu vrem, dar alții sunt. Mă gândesc că asta ar fi răspunsul la propriu, că altfel i-ar fi
norocul, da? Cum? Nu, mă, sau poți, nici, poți adică să... că Abi face bani, da? Uh-huh. Abă, băi, bama, tata, iarăși, un fel de noroc, da? După aia, omul e deștept, a continuat așa să-și o ducă la, mai departe. La fel au fost și alții care au fost din prima, au rămas acolo. Nu am da. Mai niciodată de ei. A, bine, dar vezi, că prima impresie contează, asta e alt aspect. Nici nu știu, adică... Dar nu, nu, poți să faci... În că muzică, în artă, mă gândesc că nu e neapărat o rețetă la propriu. A, nu e o rețetă la propriu. Dar poți să faci cu ceva de calitate. Da, și absolut, absolut. N-am zis că nu, absolut, dar am zis că... Îți câștigi existența, da? Despre asta vorbeam, despre ce vorbeam, despre cum să faci bani. Adică ce înseamnă să faci? Câți bani? Nu, aici vorbea, nu, bro, eu am gândit-o sau... că nu, vreau cum să faci bani la propriu, adică să rupi, știi, să faci bani... Nu, pe asta vreau să spun. Poți să faci, poți să faci, Alex. Nu să faci zeci de mii, ci să faci bani la modul... mai mult de atâta. Nu mă referam mult, mă referam decent, chiar puțin, adică... Să cred că trebuie continuare să cultivăm industria, să cultivăm publicul și așa, educându-i ușor, o să putem să ajungem să facem exact despre ce vorbeați voi, să putem să trăim și noi liniștiți, fără să trebuiască neapărat să fii, eu știu, trending manelist sau bla bla bla. Că mă uit la rap, că eu rapper de mic, avut perioada mea de am încercat să cânt așa, după aia am dat de cumva de stand-up care mi-a și plăcut. Eu am avut și norocul de a fi într-un club de stand-up și în anturaje de stand-up și atunci să fiu cumva ajutat și privilegiat, știi, să pot să urc mai des, să mă duc că mă ia Teo în turneu sau mă lua micuțul să fac niște show-uri. Da, am avut niște ocazii. E important. Tu ești din București, frate? Da, sunt din București. Dar am și muncit. Adică mi s-au dat ocaziile alea și nu le-am ratat. Exact, am muncit, am dat, am dat cât am putut. Și pentru că stand-up-ul este cumva mai la început decât muzica sau și rap-ul chiar în România, eu în 2 ani de zile deja făceam niște bani. Din stand-up doar, aveam job, dar din stand-up doar, dar făceam vreo 2000 de lei pe lună din stand-up. Ceea ce se face într-un an și ceva, niște bani deja e... Înțeleg perfect ce zici. Și atunci de asta, acum pentru că mi s-a luat stand-up-ul cumva, n-am făcut mult timp și mi-am găsit alte șmecherii. Adică ok, am făcut studio ăsta, fac emisiuni, dar alea de-abia plătesc chiria aici. Da, exact. Am făcut producție video, am făcut bani din alte chestii. Ne-a distrus oricum ca artiști, asta e clar. Asta da, dar de asta mă gândeam. Adică acum când din perspectiva asta cum facem bani, nu? Da, adică nu mai faci concerte, gen. Da, exact. Și tu trebuie să faci bani pe de-asta. Exact. De-asta am pus-o așa, că muzica asta nu vinzi. Asta era de fapt vorba, da. Exact, ai dreptate. Dar pentru cine e puternic și cine chiar are talent, chestia asta de fapt ne-a întărit. Poate da, n-aveai emisiunea asta dacă nu era... N-aveam, sigur n-aveam, sigur n-aveam. Și emisiunea asta o să se aducă... Doamne ajută, dar oricum cred că toți suntem în căutare de cum să facem banii ăștia, cum să suplinim lipsa aia de concerte, de show-uri, de contact ne-a cu publicul. Ne-a să punem în practică idei pe care le aveam de ani de zile, tot coceam în cap, nu? Și eu coceam asta de mult, dar n-aveam bani, n-aveam timp, ne-a forțat, ok, nu mai e tot, vă gândiți, ce acțiune. Da. Și, păi la asta, mă referam la chestia că tot timpul e un... aud chestia asta de faci bani din altceva, gen eu fac o emisiune, bine, cu asta sunt ok, dar ca principiu, eu fac o emisiune și o dau gratis pe net, dar eu în care eu investesc, muncesc, timp, bani, așa, știi? Da. Ca după aia cu cumva awareness-ul ăsta să mă duc să fac show-uri de unde să iau bani. Exact. Dar pe de altă parte e iurea, pentru că... E o investiție care nu o garantează nimeni. Nu, dar e iurea să fac business-ul ăsta ca să pot să fac bani din asta, știi? Exact. Sau să fac show-uri online ca să pot să vând tricouri, înțeleg. Știi, Dorian Popa vinde... merchandise. Exact, el din aia face probabil, bine, face și din YouTube și sponsorizări și asta, că e la un nivel. Bine, Dorian Popa e și un om care am înțeles că poate să, dacă te oprești lângă mașina lui, poate să-ți vândă un tricou. Deci el este și un din ăsta de, te ia de pe stradă, ia frate, că frățiorul meu îți dau un tricou, trebuie să... Haț, bam! Băi, asta e bine. Mare hustle, da, voi uite, dați doar exemple de astea extreme, Dorian Popa, Abi, dar sunt mulți oameni independenți care vând foarte bine. Sunt, într-adevăr. Știi și tu. Da, știu. Și plus că, bine, nu era cazul acolo e tot un exemplu extrem. Da. Dar mă uitam cât în perioada în care, după ce a bubuit Șatra, aveau un shop făcut de explicit. Și în perioada aia aveam și eu un shop. Și știam cât vând ei. Era
Băi, frate, ești nebun la cap. Dar bine, nu era, e tot extremă, că ei făceau bani din și din altele, adică ei aveau. Păi nu, despre asta e vorba, până la urmă. Merciul vinzi în momentul în care bubui tu ca persoană, înțelegi? Și în momentul în care ai un public care ți este loial și îți înțelegi? Da, că făceai stand-up înainte să ai emisiunea. Da, da. Acum doar te extinzi. Da. Bine, mi-am și dorit. Mie îmi place foarte mult să vorbesc cu oameni, să stau. Să stau de vorbă, să astea, știi? Și pentru mine cumva era natural să... Stai la Vinus, asta. La plată oricum, e, păi da, asta, să, asta păi facem, nu? Adică sunt niște oameni pe care eu îi admir și cum altfel vorbesc cu ei. Da. Că nu e ca și cum îi scriu eu lui Blazini, de exemplu, ca... Nu e ca și cum îi scriam eu, hai să te scol la o cafea, înțelegi? Hai să vedem ce ai făcut. Frate, mai eu apreciez, zis, eu te ascult, da, ascult muzica, te apreciez, hai să te arzi cu mine. Nu! În schimb, frate, asta uite, făceam, am un podcast. Bă, da, asta făceam înainte de podcast, da, asta și... făceam. Da, păi da, no, da. Te vedeai la concert și o stabileai. Bă, hai, ne vedeai. Da, da, da. Și după aia dacă... Dar era aerea oricum. Exact. Frate, câte de asta ne-am făcut bă, fără... Bă, mai țin minte că am vorbit... Fără microfoane și camere. Da, 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 da. Asta ce facem. Pentru mine, când a venit Dobrescu și mi-a zis faza cu să fac cu el mic check, să fiu co-host, bine, eram și pielea, păi de-abia începusem cu stand-up-ul, nu aveam nicio treabă. Dar știa că cu rap-ul, da, și voia și el un om... Din altă parte, să nu fie din mediul ăla, știi? Și tare, pentru tare. Mine, adică în primul rând Dobrescu este pentru mine, Dobrescu și Cedric au fost, eu de-aia m-am apucat să ascult și să fac rap, că au existat oamenii ce ăștia tare, doi. Ce tare. Și prima dată ai când am zis eu da. Pentru mine rap-ul e, este că am ascultat un vers de la Dobrescu, care era o super Caterinca, o dumă de-aia de-a lui, de te piși pe tine de râs, și a fost... Asta poate să fie și Caterinca și și adevăr, gândit și adevăr ancestral și adevăr. Și exact, da. Deci păi, era... de un zeu. Da. Cum, și da, pentru da. Mine a fost un copil exact. Care ascultam Genius, ce dracu s-a ascultat, 300 des, ce dracu s-a ascultat atunci. Și nu-mi plăcea de al de mafia adevăr, astea. Adevăr, ce tare. Și eram mai, ăla mai deștept în cartier și eram cu secretul din Atom, eu cu exact, și când am auzit, a, poate fi și Caterinca, gata, asta este ce vreau să fac, frate, asta e ce ascult, asta e ce, știi? Ce tare, și pentru mine Dobrescu oricum era idolul meu, gen. Și el mi-a zis să fac o spune emisiune multe cu el. Tine faptul că Vlad Dobrescu a fost unul dintre idolii tăi din copilărie, spune foarte multe. Deci doamne Vlad știu. Este... Este. Un zeu. Cel mai dezorganizat om. Lasă-l ca om. Nu știu eu cât de organizat el ca om. Eu în judec artistic este la nivel de și este și un om, e și sufletist, adică e și... Mi-ar plăcea foarte mult să facem o piață cu el. Da, nu are timp. Știu. Îl știu. Da, e pe lista noastră, Vlad. Dar ești pe lista noastră. Știi care e problema cu Dobrescu? Știi care e darul și blestemul lui? E foarte bună supa aia, frate. De... Jur, este foarte... Mâncarea de la supa după no, este foarte bună. Și n-are cum ceea ce să înseamnă nimic, că nu? Da, merge, știi? Deci, și când merge... Exact, n-ai timp să faci nimic. Nu poți să o lași, că îi și tare. Place. Mă bucur mult că... Și... Mă bucur mult că n-are timp, dar poate nu poate să-și jăpească pentru... Nu, frate, o să nu fac, fac îți dai da, seama să că să fac. Nu ai cum să nu... N-ai cum. N-ai cum. Cred că iubește da. Hip-hop mai ce mult ca supa. Ce ai, mă, ești nebun la cap, da, n-ai da, exact. Până asta, dar vorba asta, lui, asta frate. Vorbeam unul pe balcon mai atunci unul noi. Unul de cei mai buni, Vlad Dobrescu. De asta ce am noi. Plecat de la hip-hop, de la dragostea pentru da, hip-hop. De da, asta da. Era ce vreau să zic. Ce voiai să zici da, tu vis-a-vis de... Da, 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 da. Dobrescu e, cred că... Nu, nu. Cred că și singurul... Nu, 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 nu. Păi știu, dar... A, pentru tine. După întâlnă? Da. Păi mă și lui, mă, să-și pună vin? Niște lejereanu. Îi pun eu lejereanu. Cum ți-a plăcut lejereanu? Foarte mult. Este sponsor emisiunii, deci trebuie să zici de bine. Felicitări. Serios. Eram, mi-a dat și chiar eram chiar curios. Chiar i-a văzut că i-a plăcut. De curând am aflat de el. S-a văzut că i-a plăcut. Băieții de mai demult, cred eu de curând, de vreo două săptămâni am aflat de el. E blană mie, chiar mi se pare un... Și nu prea beau vin sec. Tu mai și e super fain. Am și dacă vrei să spui apă minerală. Sunt trimită băieții. Nu, mersi, mersi. Nu, dar nu vreți nimic. Luați ce voi un din ăla. Lejereanu alb sec bun. Simplu. Deci, dar știi ce, Caterinca? Uite-te pe spate, pe etichetă. Citește un pic așa să vezi cine îl recomandă. Are niște dume șmechere. Nu te-a... Zi mă cu voce tare. Da, păi nu, 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 de ce? Are dume de asta da. Că e recomandat de Bem Rădulescu. Da, okay, okay, unde okay. Scrie asta că nu-l văd? Da.
are niște dume pe, pe etichetă bune, știi? Foarte tare, da. Da, bă, Lejereanu, pe alfadrink.ro, dacă vreți să beți, sau pe Glovo să beți cu noi, vă vine astă seară, rece, frumos. Bam, jumecherie. Da, mă, frate, deci este deci e Sig Music aici cu noi. Bă, eu vreau să mă apuc de rap, că acum nu mai merge cu... Bă, frate, te rog, eu da, frate, nu, Sig Music, mafia, deci mafia, lumea, mafia, gang, gang, gang. Frumos, toată lumea ne cheamă să ne zică că vrea de fapt să puce de rap. Adică noi, aha, salut, băi, ce-ați mai făcut, nu știu ce, nu știu. Și după aia, la un moment dat, vine întrebare, vine chestia aia. Bro, știi, am și niște versuri, dacă am și o piesă, pot să ne... Da, eu vreau să trebuie să fac, dar nu. Lumea se dă seama că nu veneam la. Cum l-ați anturat voi pe Cagula? Asta a fost din nou ca bătrân pentru mine a fost din nou o chestie. E interesantă întrebarea asta și e interesantă și povestea. Cum l-am anturat pe Cagula? Mă las să zic eu sau da, și zi. Să te la, zi, frate. Deci fii atent cum l-am anturat pe Cagula. Eram cu Mișu și ne gândeam noi ce invitații am vrea să avem pe album. Și chiar vorbeam, zic, bă, oricum featuring vreau să fie monumentale, nu, adică vreau să facem niște statement-uri. Și Mișu zice că, bă, eu oricum, uite, aș face ceva cu un Vexatu, cu un Cagulă, cu un ceva, știi, că să facem, zic, că eu oricum n-am mai făcut el, zicea, știi. Și zic, bă, și atunci mi-am adus aminte că Nosfe, tocmai ce se împrietenise, erau, erau tovarășe, s-a împrietenit cu Cagulă, știi, au fost împreună pe la Cagulă, au stat la bută, s-au întâlnit. Mișto. Și zic, bă, cred că am o intrare la Cagulă prin Nosfe, știi, și am propus chestia asta lui Cagulă. Și mă știam cu el, și mă știam cu el. Se știa și el, dar a fost mai la direct, așa, da, cumva, da, da, așa direct. Trebuia să stea, să-i scrie, bro, clar, nu știu clar, ce. Clar. Și culmea a fost că în momentul în care noi ne-am dus să tragem piesa pe care este invitat și Cagulă, atunci a venit și Nosfe, deci am fost, am tras. Nosfe a venit între timp până să termină de tras. A ascultat omul ce a tras și cum e ce a tras și eu nu știu ce, a scris omul pe loc. Nosfe, atunci, da? A tras și atunci pe loc și după aia a trimis cu Cagulă. Deci fix așa s-a întâmplat, s-a întâmplat prin Nosfe, din dorința lui Mișu și pentru mine a fost o onoare, oricum îți dai seama, da. Pentru că pentru mine Cagulă a fost, i-am spus și lui personal, eu cântând jos, fiind cu asta, mie îmi plăceau foarte mult ăștia și au fost puțini, mai ales la noi în România, erau foarte puțini. Și el a fost unul dintre reprezentanți, înțelegi? Da, și a fost unul dintre aia mari, da, da, exact, da, au mai fost. Exact, rup și gen cu vocea lui groasă și alea când intra Cagulă, știi? Îl simțeam ca, nu știu, un fel de exhibit de afară sau un fel de RBX sau un fel de... Când intra el, era altceva. Și avea și chestia un pic cântată, așa, el a avut o... A avut și... Savoare mișto, adică a avut o chestie... Exact. Mi s-a părut ceva foarte rar să poți să-l aduci pe Cagulă pe o piesă, știi? A fost... și a plăcut foarte tare, mi-a plăcut. Iar enorm. Nu sper să-i dea Dumnezeu sănătate, că și ăsta este o forță a naturii, efectiv. Asta e clar, oricum, dar Nosfe e fratele nostru și Nosfe a zis că, gen, bă, eu aș da pe toate piesele de la Jungla, dacă vreți, eu vă fac o strofă pentru fiecare. Adică este un mare fan al nostru și noi. Și făcea, forță. Adică e un monstru asta, n-are clar, dar știi, Cagulă, combinația a fost incredibilă, știi? Da, și zis, uite cât a fit-ul, înainte să avem strofa lui Cagulă sau ceva, el știa de dumă, știa că toată lumea. A fost ceva super natural. Presupun că v-ați gândit să-i faceți clip și astea. Nu, uite, nu, e o piesă prea, nu, e prea de tot. Nu, da. Nu ne-am, e un prea... piesă monstru de vreo 5 minute. Ah, da, și corect. Fiecare scuipă un minut jumate în continuu. Da, e prea așa, fără referent, mi s-a fără nimic. Că da, nu are sens. E, n-ai ce clip. Nu, așa. M-am gândit doar la film fit, cu Scorseze, da. Ori acum fit, acum colaș. Retrăim piesa un pic, dar așa e, nu e, e ce piesa noi parte, da. Friend. Bine, nici celălalt de piesă. Hai să o luăm un pic, că mie îmi place să aberesc și să vorbesc chestii, dar hai să vorbim un pic și despre proiect efectiv. Care e șmecheria cu... Trecem la lucruri serioase. Nu trecem la lucruri serioase, vorbim un pic despre asta ca să știe oamenii, pentru că... Și-a închis mișul telefonul și-a scos bateriile. Știi la sfârșit, știi ce faci? Mai știi unde suntem, gata. Știi aia la știri, când se terminau știrile și luau foile alea și le făceau așa, la sfârșit iei telefoanele și fața așa. Vezi în știrile, mă răfata. Deci am avut... V-am zis înainte, am avut ce cumva avut, mă, frustrarea, am avut COVID acum în decembrie. Am văzut. Sunt ok. Nu știu că n-ai avut simptome grave, ai fost ok, am văzut. M-au luat după aia, frate. Pe umbră. M-au luat după ce am ieșit din izolare, m-au luat niște chestii. Te-a luat depresia post-COVID.
un pic de depresie, dar niște din astea uitam ce vreau să spun. Ciudat, mă, dureri de cap. A fost ciudat. Acum începe să-mi treacă. Revenind, am avut chestia asta, semi-frustrarea, că eu, deși urmăresc proiectul vostru de când am aflat prima oară de el, gen când ați început să faceți studio sessions și urmăresc, pentru că n-am urmărit foarte mult ce făceai tu, te-am auzit pe la Shatra că erai acolo, dar nu știu, ca o paranteză, tu ce faci efectiv? Că am auzit puțin ca tine, de la tine ca MC. Adică gen produci, pare că ești, știi de ce? Pare că ești bine acolo și te știi cu lumea, dar n-ai fost MC, de aia te întreb. Da, păi chiar așa e, sunt foarte bine cu toată lumea, sunt acolo de la început, doar că am decis eu să fiu mai exclusivist ca muzică, știi? Dar practic tu ești MC. Da, eu practic. Adică nu produci. Practic sunt rapper, da. Am înțeles. Da. Și mai nou. Mai nou am brandul ăla de accesorii, unul de by Domnul Udo, care a făcut prima oară la noi ciocărele și lanțurile de pantaloni și așa. Nice! Da, și chestia asta a luat foarte mare amploare și eu practic cu asta mă ocup. Mă ocup cu muzica și cu acest brand pe care o să-l dezvolt din ce în ce mai mult. Branding-ul trebuie să-l zici mai tare, știi, când vorbești și să... Folosind brandul, da, 1, 2, by Domnul Udo. 1, 2, by Domnul Udo! www.128 cu litere. Omul face asta de mic, ca noi toți. Da, fac muzică de la... fac muzică de mic, da. Și ca mulți artiști talentați de la noi, nu era neapărat așa de cunoscut. Da. Cum alții. N-am apucat să am apogeu, ceea ce e bine, da, da. Corect. Da, practic, corect? Păi stai puțin. Ce înseamnă să fii un artist primul tău proiect, mai talentat ca majoritatea și să n-ai, să nu fii? Deci, un mare album nescoase. Albumul meu oficial în 2018 a fost primul meu album oficial. A, deci tu ai un album în 2018? Da, Domnul 11 se numește, este un album mov cu o libelulă pe el. Am înțeles. Cu ceacrele pe spate, foarte spiritual. Da, ăla e primul meu album. În 2019 a ieșit un EP, 777, care este roz, este cu un OZN. Da, la mine n-au ajuns asta. O să fac cumva să ajungi. Normal că nu poți să oricum cine știe tot. A, nu, doamne, nu, dar zic așa. Dar știam de el, adică asta vreau să spun. Știai de el. Și nu... okay, da, okay. Mă bucur. Asta e bine. Asta e bine totuși. Și revenind, că de fapt asta voiam să zic. Cum v-ați întâlnit, gen... Tu n-ai mai făcut o perioadă... Tu n-ai mai făcut o perioadă, ai scos astea... N-am scos-o. Tu ai... Da, nu, care, bă, de fapt, pe te-am urmărit, știu ce ai făcut. Da, e mai mult asta, e o teorie din comenturi, dar am 10 albume în 11 ani, știi, e greu să spui. 10 fucking albume? Ceva de genul. Nu, am realizat ceva de genul, s-ar putea să, dar cred că da, în total, cu tot, cu specii, cu tot solo, cu tot cu jungla, în total. Ce? Dar zic că asta zici, că nu, e greu de, știi, ai asta dreptate. Cu... Venea dintr-un moment de, da, să zicem, dintr-un moment de da, semipauză. Da, am stat și da, un an după 7 ani de zile în care n-am avut niciun concediu, nimic. Nu nicio, mă, stai, frate. Sunt la munte, scos în continuu, lucrat ca un câine. Un an am scos mai puțin, știi? Noi chiar am vrut să facem. Și hai, pauză. Adică chiar ne-am bazat cam pe chestia asta, adevărul. Știi? Ne bazasem, zic, bă, hai că oricum n-ai mai scos de mult, de-abia așteaptă n-ai mai scos la de concerte. Nu mă, zic da, că nu vine. Și după aia a venit pandemia, zic, gata, nu mai contează. Așa, da, mă, ăsta EP-ul, legenda celor patru colțuri ale blocului. Mi-au dat ăștia jos niște chestii, trebuie să îmi prospătez aici. Nu venea cum se cheamă. Zi. Nu venea cum se cheamă, care este super și șmecherul ăsta. Da, și ai mai avut ceva, dar nu, stai, da, strâmbă. Bă, nu, în 2018 am avut ăsta, legenda celor patru colțuri ale blocului. Tot în 2018 am avut Fuck Darwin cu specii. Și în 2015 scosesem Biochimie, volumul 1. Da, mă, cred că și ăla... Și de-aia unde s-a considerat... E... Nu, nu, frate, e un... undeva unde am dat eu de Chilafonic, am dat pe albumul tău. Păi ăla e pe Biochimie, da. Pe Biochimie, da, nu? Da, da, da. Două piese, exact. Bă, da, e pe două piese, pe piramide. Da, 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 frate, da, exact, aia a fost... Deci eu te-am cunoscut pe tine când ai fost la Mike Check, la Dobrescu.
Ce fix și înainte să lansez biochimie, mă, frate, în 2015. Și da, tu mi-ai zis o chestie care mi-a... Da, mă, eu nu, asta, pentru că nu realizez cum trece timpul, că nu realizăm. Da, adevărat că nu prea realizez uneori. Nu prea realizăm, frate, că nu... Te prezești, bă, cu ei, 2021, cu adevărat. Da, apropo, e 2021. A, da, apropo, da. La mulți ani, apropo. La mulți ani. Gang, gang. Da, mă, frate, tu ai venit și ai zis o chestie lui Dobrescu la mic check. Tu ai zis, bă, de fie, ceva de genul, bă, de fie, când mă la studio, e un băiat, frate, chilafonic, care este tot timpul acolo, frate. Eu de fie dată când mă duc, el acolo, scrie sau trage sau scrie și fa... Și ce pentru tare. Mine a fost... Eu am chestia asta, etosul ăsta de muncă. De frate, ești talentat, nu ești talentat, dacă tragi de o chestie și îți place și te duci pe ea și așa, o să fie șmecher. Și când te-am auzit pe tine, mai ales cum... Tu vorbești din suflet așa și cum ai zis-o, bă, apreciez pe omul ăla, știi că da, e tot timpul acolo și o să facă treabă. Și pe aia l-am auzit, pe avea el cum o dau, mi se pare, și am auzit aia care a fost blană. A, nu, chila pe cum o dau, da. Nu pe cum o dau, pe Spark. Piesa lui, Spark. Am auzit pe Spark, era piesa lui. Exact. Și pe aia l-am auzit pe albumul tău și a fost... That's some fucking shit. Adică ăsta păi este... practic la a fost rampa de lansare a lui Chila, pentru că a crezut în el cu toată inima, ca și mine, ca toată lumea. Că și să vedea, frate, că ai de ce să... Da, adică lasă după aia când a demonstrat. Da, era de la exact, început că... Da, frate, da. Asta chiar a văzut de la început, de atunci, de exact, de la și am fost asta la că... modul pe cât de mi-a rupt capul și atra cu totul, pentru mine că eu știam pe toți. Eu îl urmăream pe Nosfe de... Când era Nosferatu, nu eram fan, am fost așa love-hate cu el, dar știam de el, adică îl urmăream, corect, ascultam corect, ce făcea. Super, pe Kid îl cunosc personal de când a făcut prima lui piesă, de Super Red știam că așa, și pe Luca îl știam, îl cunoșteam personal, de Kila nu știam. Da. Și pentru mine a fost, adică eram la modul atât de fan, la modul, mă gândeam, ziceam la Caterin că unor prieteni, că bui, vreau să-mi iau poster cu chilafonic, să-mi pun pe ușă la dormitor, la modul ăla, știi? Îmi plăcea foarte mult, foarte mult. Și mi-ar fi plăcut să știu cu ce vreau să continui și să nu perdite. Păi ziceai să vorbim și de poster cu chilafonic. Vrei să-ți facem rost de poster cu chilafonic? Vrei să moară giga că vorbesc. Deci pe bune, deci râde și fetița ta, fetița, nu? Râde și fetița ta de tine, vreau să te vede cu poster. Dacă vrei poster cu chilafonic, ești bărbatul tău de fire. Dar nu e nimic rău, nu e nimic rău în asta. Nu, m-am glumit, dar marfă. Da, mă, nu știu de ce m-am luat cu chestia asta. Bine, știu, Jungla. Nu v-ați luat, vă nu, ne-am luat de la Jungla, frate. Nu mai gata, zi shop-ul. Care e shop-ul? Jungla shop. Jungla shop, frate, da. Jungla minus shop.com, așa se numește, da? Shop-ul. E marfă ăsta, l-am observat, am intrat și eu pe shop. Nu, am văzut și de chestiile. Te efectiv, aruncesc, n-am, grafica n-am cu... Nu-i problemă, da, nu-i problemă. Okay, okay. Grafica asta e marfă pe shop-ul, da. O să te rupă următoarele, că da, și portocaliu îmi place. Mi-a plăcut. Câteva modele noi. Gen ăsta mi-a plăcut foarte mult. Exact modelul pe care îl port. Te aranjez în design. Zici mărimea. Doamne ajută, să rămână S. Nu, eu sunt S. Eu și eu nu. Astăzi mi-am luat bluza de rapper. Ba da, astăzi mi-am luat bluza de rapper, dar eu port... Atunci M, dacă e S, e M. Da, da. Bine, am înțeles. Vezi, mă faceți rap un pic. Și avea bluză sau ai vrea cu hanorac cu asta? Nu, frate, cel mai ieftin lucru ca să pot să-l pun pe mine. N-am de asta, frate, un tricou. Bine, o bandană. Un tricou. Un las de la cuși. Da, nu, că nu o să port. Mai eu. Unul, doi, mai puțin material. Auzi, mai de mască și gata. Da, mă, te aranjez. Mască, frate, nu-i problemă. Ce ai ești, mă? Te aranjez, că știu că le poți cu plăcere. Da. Și de-aia zic că mi-a plăcut. Nu la modul să... Sunt creații, sunt tot așa, tot ca și o piesă, tot ca un copil, ca un, știi, copilul nostru, creația noastră. Doamne ajută, da. Și bine m-am simțit, mai ales că brand nou și așa, când am prima oară când au venit astea și mamă, mă simt super bine, zic, mamă, ce... Pare mișto, pare bun. Mă, ăsta fi antenă, sunt pe premium de obicei, ăsta nu-i premium, dacă l-am vrut atunci n-aveau în momentul ăla... N-aveau alea, sunt și mai marfă. Am înțeles. Hanoracul e mult mai marfă. Marfă. Mi-am zis, nu contează, scoate-mi-l acum, vreau acum. Gata, hai să nu mă mai cac pe mine, că după aia mă prostim. Eu chiar vreau să duc un pic despre Jungla, pentru că oamenii... Zimoșule. Uite, eu am pus chestia asta, am pus că facem cu voi și am primit mesaje și comentarii and shit. Așa. Cu coaie, chimie, lumea te iubește mult de tot, frate. Lumea chiar te-a descoperit prin specii, bineînțeles, ca și mine. Dar lumea
ai tu clar, ceva, clar, lumea te iubește bucur, foarte mult și simt asta și sunt și foarte, am văzut și acum cu meu. Colțul ochiului și apropo, o paranteză, dacă vreți, o să citim toate mesajele pe care le primim pe WhatsApp, care sunt la 0745662268, poate mă ajută Sorin, Sorin Șotrean, am uitat să zic. Pace, Sorin, mulțumesc Sorin, că ești aici. Sorin. Mesaje pe WhatsApp ca să și le citim pe toate. Uite, mai deși tu camera aia un pic mai așa, Sorin. Bă, dar numai când ești tu atent în lucrurile proste aici. Nu mă, stai liniștit, mă, că nu merge nimic prost. Doar știi că sunt perfecționist și am eu nebuniile mele. Mai bine. Da, trebuie. Frate, și lumea te iubește mult și asta, asta voiam să zic, că de unde, adică de ce ai făcut un proiect și n-ai continuat cu a face singur? De ce te-ai băgat într-o formație, gen? Frate, s-a întâmplat supernatural, supernatural. Ne-am cunoscut de vreo două ori în oraș, o dată când am lansat în 2018 Legenda celor patru colțuri. După aceea au avut Șatra, la câteva luni după, nu știu, vreo jumătate de an, au avut un concert, un show la arene. Da, a fost concertul de la Chef, dacă nu mă înșel, nu ăla, parcă. Concertul de la... Un show mare cu toată brigada, da, nu da, mai știu da. Ce... A fost un concert ăla de la Chef, care a fost 104 și Chef combinat, cum ar veni. Dar s-a cântat okay. Și numere, parcă nu? Da, am cântat da, ăla a fost. Okay. Ultimul concert de la Arena, mare. La cel mai mare de la acolo ne-am văzut a doua oară, la fel. Deja mă salutase, venise să dăse cu pace la primul, l-așteptam deja și mă, bă, trebuie să ne vedem, să vorbim, că simt o energie. Ok. Ce marfă asta? Bă, știi cum a fost? L-am bătut pe spate că l-am văzut că a venit, gen, și am zis, gata, de data asta chiar trebuie să ne cunoaștem, să... De atunci ne-am mai văzut, noi am mai stat la Legende, cum zice el. Dar acum, gen, a venit, l-am bătut și a zis, bro, ce zice, bă, el vrea, bam, ne-a luat. V-ați zis, că primele poze ne-a făcut un fan vreo două, fix când ne luăm în brațe și dăm norocul, sunt foarte tare, le-am da, mai da, pe da, da. Da, da. Și de acolo ne-am schimbat numerele și am început să ne vedem, știi? Și eu, fiind fan specii, oricum, îmi doream foarte mult să-l aduc pe Chimie ăla de la Specii înapoi, dar cu toată mentalitatea asta. Da, dar nu mai e Chimie păi ăla de la Specii. Nu mai e, exact. Că nu are cum să mai păi fie. Da, normal. Dar poate să fie totuși... Radu citise multe comentarii de astea. Mai comentăm. Trebuie să vin un pic mai aici, știi? Să, adică cred eu că toată partea asta a mea foarte rock și nebună și așa, cu toată partea asta lui foarte cizelată și finuță și dar totuși care nu mai este, deși o are în el, aia neagră de la Specii, trebuie să vin înapoi cu mentalitatea asta nouă, în care am învățat tot ce s-a întâmplat greșit atunci și etc. Știi? Adică și mi s-a părut că trebuie să aducem un pic și din vibe-ul ăla de la Specii. Deci de asta spun că am vorbit foarte mult noi toată asemănarea și așa, pentru că noi doream. Ne-am anturat și am început să ardem. Aia ne-am a fost prima să ardem, chestie, pur da, și simplu. Și am ars-o vreo câteva lupuri singure, făceam vizite, stăteam și vorbeam. Adică super natural. Ne-am dat seama, tot. Da, stăteam la vorbă la un pahar de vin și pur și simplu la vorbă. Și, ne-am trezit că stăm cu orele la vorbă. Despre viața, a fost despre... o rezonanță oricum care am simțit-o din prima da. Poate să o am cu Chimie, din muzica lui pe care o simțeam. Zic, eu cred că cu omul ăsta o să mă înțeleg bine când o să mă cunosc. Și am chestii din astea, dar îl văd cu un om și simt, bă, vreau să vorbesc cu băiatul ăla. Și când ne-am cunoscut, chiar așa a fost, adică da. Man, a fost nu ne... Uite, poate el, nu știu dacă... Nu ne gândeam, eu nu mă gândeam, da, like, da, nu da. Ne gândeam. Nu, nu, și nu cred că ei nu se gândea nici el până. Nici eu nu mă gândeam până că s-a format de o chimie. Adică, nu, băi, zic, poate nu bă, ne gândeam, nu ne-am gândit. Adică ai avut o chimie cu Chimie blană. Dar în momentul în care ne-am gândit într-o zi. Fix așa a fost. Hai mă să facem ceva, dar hai să facem mai mult decât câteva featuring-uri. Hai să facem un proiect. Hai de acolo plecăm. Am înțeles. Am gândit ce vrem, după aia... Ne-am gândit la un titlu, a venit puzzle. El, bă, uite, a venit cu două variante de titlu care înglobează tot ce am vorbit noi. Eu zic, ia, cine a zis jungla? Păi nu, el a zis, am venit cu două variante, gen, știi? Zic, păi zile și alegem. Și mi-a zis, bam și bam, zic, jungla. Ala e, adică știi, el a, da. Noi vorbisem ce vrem de la titlu, că vrem să fie într-un fel, vrem să fie un singur cuvânt, vrem să fie nu știu cum. Și când trăgeam monopol... Și așa nimeni că tu ai animalele. Asta zic că a fost azi, că chiar alea a fost după, au venit după aia. Totul a fost super natural, mă, bro, e incredibil. Foarte mișto. Bă, nu, e incredibil, e incredibil. Incredibil. Bă, doamne, ăștia să vă meargă bine, eu chiar îmi doresc să vă... Singura chestie care ne-a dat un pic înapoi a fost pandemia ca pe toată lumea. Nu dar n-a dat înapoi, frate, a dat altă șmecherie. Eu cred că e...
ceva. A dat înapoi că dacă erai pe filmul vechi și cumva noi aveam acum trebuie să ne reformulăm, să ne vedem, ne regrupăm și da, da, mă, da, 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 da. Am dat un pic financiar. Eu am dat de deci da, mie aia exact, dacă mult, nu da. Știu, da, bine, aia a fost o problemă în toată lumea. Exact. Eu dacă oamenii nu știu, vă recomand să intrați pe Sig Music, găsiți ce au făcut ei până acum. Pe mine m-au spart Studio da, Sessions, mie mi s-a părut o idee senzațională pe da. Care aș vrea să o văd la cât mai mulți oameni, să văd. De bine, ce? Poate sunt eu. Mie îmi place chestia, poate nu le place tuturor oamenilor. Mie îmi place să văd. Ba da, ba da, le explic și oamenilor. Studio Sessions sunt niște niște clipuri, cam cât au fiecare așa? Păi asta vreau să zic, care a fost numai. Deci a fost un concept în care am zis noi să facem chestia asta. O facem numai cu băiatul nostru, Cătălin Frigura și unul de Obvision, care, asta e foarte important, este și fanul nostru înainte, înțelegi? Lui place, el da, știe ce... Da, da, da. Și automat acolo captează, filmează mult mai mult, filmează, de exemplu, și cum face, filmează și 20 și 30 de minute, da? E, după aia el face un clip de 12-15 minute, după care îl ia și taie și lasă, deci și ajunge undeva între 5 minute și 12, să zic cel mai mult. Ceea ce asta e foarte important, înțelegi, pentru că el știe exact cum să capteze, ce să capteze, ce să-ți dea ție ca să vezi, să prinzi fix dumele de acolo. Da. E foarte important asta, zic, e foarte important să facem parte din echipa noastră. Și cam asta sunt video session-urile alea, sunt exact cum creăm noi piesele. Cum e vibe-ul din studio, ne filmează și în borcan, ne filmează și când ieșim din borcan, îl filmează și pe Luca sau pe Dem sau pe Pârni, cine e cu noi atunci, da. Sau Shepard sau alți producători. Sau au fost invitați, exact, că a fost exact, și cu noi, și cu Agulă, Faza și cu Amuli, exact. Da. Deci e ceva ca să vezi exact ce se întâmplă acolo, da. Păi e... Sunt distractive, că sunt natural și noi și da, frate, că asta camera, zic. Și cu noi și chiar... Da, da. Chiar uităm de cameră, suntem așa. Da, da, exact, da. Și se vede. Se vede, se vede, se vede, știi? Și mie îmi place și munca, pentru că eu am stat mult pe studio, mie îmi place muzica cu totul, de toate felurile. Eu ascult muzică lăutărească, eu ascult orice. Și sunt... Îmi place și procesul de creație, chiar dacă e un pic, știi, că dă play Luca la un beat și tu zici ceva. Pentru mine e șmecheria, e că, că ți-a zis și ți-a dat acolo, ți-a venit ideea, știi? Și pentru mine văd toate chestiile, exact. Nu știu dacă toată lumea vede ca mine. Exact. Dar dacă nu, oricum e marfă că vezi, bă, să zicem că îl place pe chimie și atâta. Da, nu te știe pe tine, exact, nu. Exact. Zicem că vezi cum oare, îl vezi pe el tare, fiind nu? Natural, știi? Asta și atunci te poate cunoaște omul și pe tine prin prisma lui sau așa mai departe. Adică mi s-a părut. Fan, mi-a plăcut asta, adică să am, să văd cum făcea Eminem în chestiile sau cum le făcea 50, dar nu aveam, exact, nu le-am. Sau exact, știi, de-abia Wayne a făcut un documentar târziu. Exact. Sau frate, să văd pe DMX cum făcea sau chiar mi-aș fi dorit, dar nu aveam pe Metalman, pe Redman. Da, da, da. Bine, și ăștia mai au de afară, ăștia mai au. Acum mai nou, dar atunci dar la noi nu aveau. Nu, asta zic, că ei mai iau din alea vechi, că se mai filma. Da, se mai filma, cineva. Sunt, mai... Am văzut săptămâna trecută sau cu două săptămâni. Sau ceva cu adevărat, știi? Adică să chiar... Știi? Acum toată lumea... Am văzut cum a făcut... Sunt filmări, e un mini documentar, n-am înțeles exact ce e, cum a făcut Justin Timberlake albumul Justified. Ăla când a lucrat cu Forel, cu Neptune, amândoi. Da, cu The Neptune. Da, și cu Forel și cu nu știu cum îl cheamă pe... Da, nu mai știu nicio. Chaz. Parcă, da, mă rog, așa. Chaz sau Chaz? Da. Și mi s-a oprit muzica aici, frate, stai un pic. Că era frumoasă muzica. Așa. Da. și am văzut, frate, filmări de când e treacu a făcut ăla, 2007, 2000, nu mai știu, 2009, da, mă rog. Da, da, erau da, filmări și povesteau, frate, da. Dar n-aveam noi, gen frate, că trăgeau într-un studio, deci Justin Timberlake și Pharrell trăgeau într-un studio care dacă începea să plouă, avea un din ăsta de tablă și dacă începea să plouă, trebuia să se oprească, frate. Și era la modul, am văzut, e pe YouTube. Adică auzi-l pe ăsta, ce că vrăjeală de-asta, vrăjeală de-asta. El care s-a lansat cu freestyle pe blocul Cazii Plăi. Da! Tu compari pe Cazii Plăi în 2009 cu Justin Timberlake în 2009. Ok, Justin Timberlake, scuze. Nu, dar vreau să zic că se poate ajunge la șmecheria supremă de la boschetărea de Time Share sau ceva. Bine, mă, dar oricum, stai mă, făceau un album de niște...
iar da, ăștia se distrau pe bloc. Da, era, frate, pe mine de la... Tu vrei să zici că au mințit? Poate nu au mințit, mă, poate chiar așa era, era într-o da, poate avea un ziua aia, au prins în ziua aia o gaură. Se mai strică acoperișul, nu? Se mai strică acoperișul, ce? Și la, nu? Da. La case mari. Eu nu credem, nu, mă, nu, ia, să vă văd eu că să fie Justin Timberlake pe bloc. Să fie la, Justin Timberlake pe bloc cu Farel să facă atunci, atunci fară... credem, ce pula mea. Farel! Am fost pe la... Farel! Am fost pe la IMEI acum de sărbători de Revelion, gen. Și m-am uitat că eu am o colecție cu CD-uri, aveam și eu chestia cu CD-uri până să se ducă în digital și acum mi se pare... nu știu dacă vinde CD-uri, dar mi se pare stupid să mai faci CD-uri. Da. Nu că viniluri, nu să le, acum, nu să nu le, nu să, adică e foarte mult plastic de ampula și nici nu avem în ce să le băgăm. Aia e problema, da, știi? Adică, da, bine, și eu aveam doar o colecție, nu le-am ascultat, nu, cred că pe niciunul. Acum trebuie să mai fie o colecție limitată doar pentru colecționari. Da, așa e. Nu, înțeleg, înțeleg. Am mâncat căcat. Nu e stupid. E dar da, degeaba să dai multe, de colecție. Da, de colecție. Da, la mai mult ca să da, să-l ții ca un, că deja dacă se iei pe digital nu mai rămâne nimic, cum e muzica. Da, 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 dar vinilul, dacă ar reveni vinilul, ar fi... Așa ai putea să zici, bă, de ce să mai scoatem cărți, punem totul digital. Da, exact. Dar are un farmec, știi? Îți jur că înțeleg farmecul unei cărți, dar pe de altă parte, dacă iei toți pomii care să taie să se facă cărți, când eu citesc pe Kindle, care mi-e super ok și are lumină și citesc noaptea în pat. E un farmec, e vorba de un farmec. Dar mă, știu că e un farmec și mie îmi place să deschid o carte, să miroasă carte, îl înțeleg că am citit cărți. Plus că dar pe de altă parte, adică dacă nu poți să faci niciodată șantier dintr-un stick. Vreau să zic că dacă pui în balanță, un CD te mai ajută. Așa. Sticul ăla sau ce faci? Scoți pe Spotify? Da, mă, da. Avem nu nevoie. Mai zic. Avem nevoie. Dau vinilul. Hai să-i dăm o pauză. Hai să dăm un pic și dăm și pauză, ca să mai, dacă vreți să fumați o țigară. Da, abia aștept să vină fumător ca să mai luăm pauză. Ar merge să fumăm. Așa, mai luăm niște. Da, frate, la ia. Ăla, aia, este o mare șmecherie. Ai mâncat? Da, mănânc de când vorbiți voi, eu mănânc. Eu mare șmecherie. Cavalul ăsta e fain. Presaola di vitello, bălătăile, adio. Numai bunătăți, respect. Și ăla e șmecherie. Ne tratați minunat. E maturată, e... Mm-hmm. Păi ce crezi, mă, că tratezi invitații așa? Mie chiar îmi plac invitații, eu chiar vă apreciez, nu e așa de-a fără. Bă, chiar vă plac, am zis pe bune și vă și arăt. Nu-i catering. Nu doar vă pupă. Ce tare. Bă, știi ce mi-a plăcut? Că oamenii nu știu. Revenim, noi vorbim toate căcaturile, îmi pare rău. E, na. Știu că e haos, oameni dragi, dar noi ne simțim bine. Sper că și voi cu noi și vă mulțumesc că sunteți aici. Uite, mergem pe 500 de oameni, ceea ce este foarte mișto. Dacă vreți să ne ajutați, dați un like. Dați un like, spuneți și voi prietenilor. Dați un telefon, frate, e chimie la Mocanu, ești nebun la cap. Zic că facem haose pe masă. Cu aia și pe chimie de la specii, dansează pe masă pe YouTube. Intră repede. Mă lăutăresc, că am vorbit că le place, că ascultă de toate. Mă, mai bun ca ăla asta. Mai bun ca ăla asta. Camera mea. Și că bă, dar chiar e bun. Camera asta e bună, e mai bună decât arată. E fain. Ai gustat? Da, nu te așteptai să fie așa bun, este? Nu mă așteptam, pe bune. Nu apreciez. E cu aromă, e cu gust, da. Ai de la Lidl? Îmi pare rău că puteam să iau niște... Nu, e de la Mega. Ok. Este cașcaval. Ca niște cașcaval la Lidl. Îți spun, reclamă, îți spun eu după aia că nu vreau să fac reclamă de ampula la ceva ce e scump și dau bani pe el. Nu, să-mi dea bani altă brânză și să vă dau altă brânză. Dar e, da, șmecherie e și mie îmi place. Mi-a părut rău că nu i-am luat lui Udo whisky mai șmecher. Nu l-am prins cu Jack Daniels. Da, dar bea cu bea, dar nu l-am prins. Ai văzut să bea puțin așa. Da. Dacă îl pup un bec. A fost gen, aolu, mâncă-mi de acasă, stai bine, băi, aolu. Mă uit pe masă. Și de-abia ne-am cunoscut, băgame, credeam că măcar un cibas ești nebun la cap. Da, e cu whisky, ăsta m-am învățat și cu whisky, mi-am dat cu da, dacă și beam, am luat gradele în whisky. Știi ce am vrut să iau? Mie-mi place, eu sunt sărac. Și mie îmi place Red Label. Mm-hmm. Dar am zis, bă, nu iau Red Label. Am vrut ce să iau bine. Black Label. Da, era ok? Mergea, da. Prost, mergea.
Știu că cea mai multă lume bea Jack, știi, dar mie mi-ar fi plăcut mai mult să beau Black Label. Păi mai bine îmi luai Black Label. Păi și fără să bambă. Mergi, lasă, data viitoare mie și vasă Black Label. Da, data viitoare nu știu dacă te mai chem, că deja... Hai, dacă costă cam mult, bro. Ia zi, bă, Udo, poți să vii cu whisky-ul tău dacă vrei, frate, că nu mă supăr. Noroc cu super chat-urile alea că vii. Băi, frate, am uitat tot ce vreau... Ah, da, trebuie să le zic oamenilor că eu... Frate, au fost două chestii care nu vine, au fost mai multe chestii luna asta de când a început ianuarie, iar nu vine să cred. Deci m-am gândit că, bă, poate hai să fac eu shop-ul meu. Lucram la alt shop. Hai poate să fac eu mai bine shop-ul meu. Bă, frate, în ziua aia și a doua zi mi-a scris de nicăieri un băiat care a zis, un băiat care e grafer, eu vreau să fac un d-ăsta pe cu zi bună, pe pozitiv, dar graf, gen, știi? Mi-a scris un băiat care face graffiti și mi-a scris că, bă, uite, vă urmăresc. Sunt fan și am luat atâta content. Dacă aveți vreodată nevoie de ceva desenat și de astea, eu mă ocup. Așa, ok. Și după aia? Așa. Și mă sună de nicăieri tipul cu care eu voiam să fac tricouri. Adică deja plănuiam să fac el să-mi facă tricourile și n-am mai vorbit câteva luni cu el și mă scrie de nicăieri. Asta e universul care lucrează că trebuie să faci asta. Și îmi scrie un băiat, eu fac miercuri dimineața un show de dimineață, ne bem cafeaua și stăm de vorbă, ne sună oamenii, Caterinca, știi, eu și cu Drăcea, nu știu dacă știi pe Drăcea, foarte șmecher. Și da, scrie un băiat, bă, măcar, de ce nu faci mărci? Deci în două zile... Ți s-a dat răspunsul că trebuie să faci, da, frate, ideea, da, că da, ideea ta da, e bună. Da, da. Și trebuie să și au mai fost două chestii în afară de asta. Eu, de când am auzit de Jungla, nici nu începusem podcastul. Am zis, am pus pe listă. Ce tare, mă bucur mult. Eu oricum el era pe lista da, mea exact, de când înțeleg. Am visam. De când da, visam exact, era exact. Și el pe lista mea, știi? Exact. Și cum a venit, când am venit Jungla, bam, blanc. Și două chestii. Una, că mi-ai scris tu mie, ceea ce plan. Pentru mine a fost... Vreau să scriu dinainte, suntem bolnavi. Dar te-ai îmbolnăvit chiar în prima zi când te-ai îmbolnăvit. Gândește că eu voiam în următoarele două săptămâni, eu voiam să-i scriu, frate. Ce tare, și mi-a scris el. Deci pentru mine a fost... Tare, universul. Se pare și încă una. Am un prieten, îi spune Tony Babun, cântă omul. Este cel mai bun vocalist, unul dintre cei... Nu știu, din punctul meu de vedere, cel mai bun vocalist pe care l-am auzit în România. Omul este foarte șmecher pe cântat. Face indie chestii de genul ăsta, dar el cântă orice, dar e foarte bun pe voce. Da, da, da. Și voiam să fac o seară, pentru că nu e foarte popular, voiam să nu fac o seară în care stăm de vorbă, o seară în care vine, să stăm cânte, 20 de minute de vorbă și să cânte în continuu, frate, pentru că el poate să cânte orice. Ar fi tare. Și îi place. Și zic, bă, hai că când n-o să mai am, adică când am nu am invitați importanți sau ceva pe care trebuie să am grijă de ei, îl sun și zic, frate, hai să facem chestia asta, vii tu singur. Și când și da Marf, exact. Nu se dau un bus, îmi place mie să-l ascult, nu știu dacă cât ajută. Eu cred că așa. Doamne ajută, când măcar, facem un cypher? Astă seară. Păi sună-l. Babuinul este la studio, ia repede un taxiu. Așa. Și știi că îți spun și asta. Și eu nu fac mă sună el. Deci noi mă sună el gen acum câteva zile. Și zice, bă, uite ce m-am gândit, puțin rușinat, că uite ce m-am gândit. El a fost, început să facă un proiect muzical cu Costel de la stand-up, știi? Și au venit aici, înainte de pandemie, au venit aici și am făcut o emisiune. Și mă sună și zice, bă, uite care e treaba, eu aș vrea să vin la tine la emisiune, să vin singur și să cântăm. Să cânt, să fie așa. De și eram bocoaie, nu știu dacă mă crezi, dar să-mi bat picioarele dacă nu zilele următoare voiam să te sun, asta. Frate. Voiam să te sun zilele următoare. Poate nu m-a crezut omul. Nu. Dar este chiar... Păi... Mama, așa semne bune, știu ce zici. Știu da, ce semne zici. Bune anulare. Semne bune. E, a fost... Și bro, vine, apropo de chestia asta, când... sâmbătă, că n-am anunțat, cred că nicăieri, sâmbătă asta Hopa. Vine Bordea la emisiune. Hopa. Pentru că el nu poate decât în weekend, când rest e la Capatos. Deci sâmbătă vine Bordea și probabil luni sau marțea viitoare vine Tony Babun și cântăm ce vreți voi. Fucking shit. Iertați-mă, vă mai întrerup să vă zic o chestie. Mocane, vorbești prea mult. Bă, de asta de ce spuneai tu. Cu asta e chestia care între mine și cu ăsta cumva. Deci ne gândim la aceeași chestie, ne gândim la chestii, la piese când auzim beat-uri. Da. Zicem, uite, eu mă gândeam la o chestie, zicem, bă, fix la asta mă gândeam, sau o mișcare pe care vrem să o facem.
cu jungla, eu mă gândesc la ea, el a doua zi când vorbim, bă, uite, mă gândeam să facem așa. Cu aia asta vreau eu să-ți zic să facem. Excelent. Deci, știi? Da, da. Și asta face parte din naturalețea aia, din naturalul ăla de care vorbeam, că așa a luat naștere jungla. Și pare că a fost totul gândit sau o încercare a ceva. Nu, n-a fost nicio încercare, dar într-adevăr este totul gândit. La, bine, da, la început n-a fost dar gândit. Nu a exact, a fost doar da, pe energie. Excelent, hai să excelent. Facem, nu știu ce. A devenit foarte gândit. Aia zic, de aceea cred că de la următorul album chiar o să înceapă lumea cu adevărat să ne cunoască și să-și dea seama despre ce vorba, să nu mai ne, bă, să se ascundă în spatele clișeelor gen, știi, cu bă, da, dragonul, da, bă, ce pula mea sau bla bla bla, nu, sau bla la la sau. Bă, frate, noi, asta, dar e multă lume care încă nu știe că am tipul. Scos album. Da, frate, multă lume care nu știe încă că judecă doar de proiectul ăsta, știi? De fapt, despre asta e vorba, nici măcar de ascultă sau uită sau asta zic, știi? Sunt foarte mulți care sunt cu prejudecăți, deci, cu chestii, cu... Deci, ca să lămurim și asta, pe album, pe canalul Sig Music se găsesc piesele voastre la care ați făcut clip și da. Studio Sessions-urile care sunt foarte șmechere, exact. Garantez pentru ele. Și sunt câteva featuring-uri de pe album lansate doar așa, cu artwork, dar o să fie da. Tot albumul și pe YouTube. Dar albumul este pentru că m-am apucat eu să ascult, nu am știut de el, dar momentan, m-am apucat să stream, da. Ascult pe Apple Music, deci este pe Spotify and streaming platform. Deci puteți să ascultați albumul care se numește Jungla. Exact. Da. Exact. Mamă, trebuie să fumăm o țigară înainte să intrăm în asta de album. Haide, fii atent, fumăm, da, frate, cum fumăm să nu, o țigară și după aia intrăm în asta cu albumul. Ca să-ți explicăm de la început. Voiam să-i spun omului că mi-a scris vis-a-vis de Mocane, vorbești prea mult, a scris... Cine a zis, mă, ia-i... Nu, frate, toți sunt prietenii noștri. Dacă nu sunt hateri, vrem să-l auzim și pe Kimi. Vrem să-l auzim și pe Chimie, întreb-l chestii din perioada specii. Deci, în primul rând, dragul meu, deci, în primul rând, vorbim de jungla, nu vorbim de specii. Calmați-vă și voi, băieții mei. Deci, vrem să vorbim despre orice, frate, numai că... Mocane ne-a aici, profită, treabă-ne... Da, frate, nu, asta vreau să-i spun omului, că vorbim despre orice, numai că aici este un proiect, adică oamenii au un proiect pe care vreau să-l ascultați, să-l asculti și tu, mai ales dacă le apreciezi pe om. Dacă apreciezi perioada specii, ascultă. Acum vorbim de jungla, da, nu vorbim. Nu vreau să vorbim despre orice. Manu, voiam doar să-i spun omului că nu... Jungla în casă, deci... Sunt sigur că oamenii... Sunt sigur că... Atingem toate. Da. Clar, ar vrea să nu te mai întrerup, jur, pentru că nu vorbești da, atât nu, de mult. Da, nu, mi-e curgerat, ți-am zis că și-o scurge, ai și asta, mă, curge natural. Da, frate, nu e nicio problemă cu aia. Totul e ok, mâncați și fula ta. Nu, mă, nu. Când, deci dacă când nu e ok, zic că nu ești da? Liniștit. Deci, nu, dacă tu cum ești când ești supărat? Fiate, nu, fiate. Nu, bă. Lasă-l mă și pe el să vorbească un pic, că mă ne înjură lumea pe internet. Te sperii un pic, te sperii un pic. Deci mă enervezi, eu și încep și țip. Și ulu, fac nu știu ce și el fi la mine. Bă, o să fie bine, exact ce zici. Eu râd, o să eu râd, dar țipă și eu râd. Că mă, frate, zic, bă, lasă-mă, n-auzi că m-am enervat, te rog, lasă-mă. Bă, o să fie bine, bă, Și-o râd. Și am aceeași chestie cu Drăcea. Eu mă aprind, eu sunt ăsta de spun lucruri, știi? Și avem emisiunea asta dimineața. Și eu sunt, nu, doamne, că nu e ok. Și Drăcea este mai Mocane, ține să nu mai vorbești până înainte. Vorbești mănânci căca despre alți oameni. Lasă că o să fie bine. Exact asta e vorba lui, că o să fie bine, frate. Da, mă, da, jos. Dar te superi și tu din când în când. Normal. Bine, frate, hai că venim și vorbim. Da. Oameni dragi, luăm pauză un pic să fumeze și băieții ăștia o țigară. 5 minute, 6 minute și revenim. Nu plecați. Aveți timp să ne ajutați și pe noi cu un share, cu ce vreți voi, like la clipul ăsta. Și revenim în câteva minute și vorbim și de specii, vorbim și de... Facem, zice, scrieți, citim mesajele că am primit 0745-662268 mesaje pe WhatsApp să vorbim, le citim pe toate. Dacă, bă, băgăm freestyle, dacă îi rugăm, jungla, jungla, rugăm jungla, să bage jungla, jungla, îi rugăm să bage o strofă, da? Băgăm, dar rămân finu, vezi lejereanu! Gata. I-ai dat? Da. Mamă, ce tare, am revenit la cea mai tare emisiune din România, frate. Dăm 2 ani de zile. Dăm 2 ani de zile și aici. Jungla, jungla, jungla. Bagă și tu pe Alex Mocanu ceva. Live cu Alex Mocanu. Alex Mocanu la... Alex doar ce ne-a povestit cum a fumat paiul lui Stipe. Când a venit Onyx, frate, deci, ești nebun Alex, la cap, la mai ce. A lăsat jumătate de pai. A avut băiatul lui Sticky Fingers în mână, înțelegeți? Și l-a luat și l-a fumat. A dormit o săptămână și după aia... Chimia are iubită soție ceva? Nu vreau să discutăm despre asta în seara asta. Am înțeles. Next.
Îmi pare rău. Dacă aveți mesaje, trimiteți-le pe WhatsApp la 0745-662268 și le... Linia fierbinte. Mesaje, vrei să vorbești cu... Da, mă, frate. Da, bine ați revenit. Mă bucur în continuare că sunteți aici. M-am simțit foarte bine până acum cu voi. Mi-e place foarte mult, mă, man. Mulțumim pentru invitație. Deci facem freestyle? V-am convins? O strofă! În ritmul ăsta. Da, se fac pe ritmul ăsta. Sigur facem. În ritmul ăsta freestyle e o chestie la care se ajunge cu siguranță. Că vrei, că nu da, vrei. Mă, frate, o să citesc imediat și de pe WhatsApp. Revenim. Ce vorbeam înainte? Nu mai știu, că ne lasem cu ceva. Am zis că o să vorbim despre albumul Jungla, de fapt. Da, frate, da. Facem, deci ați făcut albumul, am dat și eu de el recent. Prea recent, că nu mi-a apărut. Ce vreau să specific, este foarte important. Ne cerem scuze că nu este integral pe YouTube, pe Sig Music, dar, repet, este la topic, poți să-l asculti. Da, e pe YouTube integral, deci nu, exact, pe canalul, exact, nu e pe canalul nostru. Este pe toate platformele. Ce vreau eu integral să spun este că trebuie ascultat de la început până la capăt. Adică pentru că noi, exact, da, noi am un album. Exact. Noi album, exact, noi, da. Noi ne-am luat timp și noi am stat împreună și am... deci nu e nicio întâmplare cum intră o piesă dintr-una în alta. Deci nu e o întâmplare. De nu comun acord, e, gen... Nu cât de mult, da, comun acord. Adică asta zic, a fost gândită, hai să le vedem cum intră, cum bam, să le facem un film, să totul are o logică, totul, da, are un substrat. Chiar dacă pare mesajul la început foarte evident, e și mai deep, asta zic. Beat-uri de pe la cine sunt? Știu că ați lucrat cu Dem și cu Pornii mult. Majoritatea sunt beatmaker tineri, exact. Un băiat numit CST, un băiat numit Sixteen, frățiorul meu Shepard, care a făcut Matrix, fratele Florin Vision Junior, Junior, care a făcut Petrecere. Avem și un lider la Luca. Tu le faci? Toți pe care am zis până acum sunt băieți tineri, sunt băieți de 20 de ani. Cum? Mai zi-mi o dată că, cum îl caut pe Florin, că vreau și eu să caut. Pe el? Da. Doar nu știu dacă îl găsești. Exact, e omul nostru, n-ai cum, bro. N-am cum, nu? Treci până noi, da, da, mă sunt pe mine. Bine, cum îi zici atunci, că măcar să văd acolo la produs de... Ce vrei, ce vrei, ce treabă ai? Vision, ce treabă ai, bro? A dat-o pe șmecherie. De unde ești tu, din Constanța? Din Constanța, de unde? Da, din Constanța, Tommy's North. Alea Hortensiei. Da, asta m-am gândit, că ai venit cu șmecherea asta de Tommy's North aici, te-ai... Ce vroi ai? Știi cum o facem, tată, știi cum o facem, știi cum o facem. Băi, frate, este extraordinar. Facem tot Tommy's North-ul meu, toți băieții din Tommy's North. Toți sunt, majoritatea, toți sunt bine. Da, care Marvel. Am copilărit, sunt pe treabă, toți fac bani. Ce-mi place să aud. Sunt pe treabă, caut pe umeri. Ce tare. Băieți mișto. Oameni serioși? Că-s, da. Adică nu, majoritatea. Nu artist, normal că mai oameni serioși. Da, oameni serioși. Băieți mișto, băieți mișto, băieți mișto. Băieți mișto. Foarte băieți mișto. Băieți deștepți. Da, 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 da. Pace, pace pentru băieții mei din cartier. Pace. Bravo, pentru frate. George. Bravo. Fratele meu George, pace pentru Timur. Pace pentru Denis. Yeah. Te mai duci pe acolo? Normal, mă duc pe acasă. Normal, ce marfă. Mă duc pe acasă. Am fost acum de sărbători, mai mă duc, mă duc. E marfă conexiunea asta cu oamenii cu care ai crescut, gen. E tare, mai ales e o când chestie. Da. Te întorci și poți să comunici cu ei, aici da, să da, comunici da, cu da, ei. Da, sunt, da. Și dacă și-au văzut și de treaba lor, e marfă. Da. E marfă, e marfă. Foarte tare. Marfă. Da, mă, frate, deci album îl găsesc oamenii și pe YouTube dacă caută. Găsim peste tot. Este și pe jungla, streaming. Jungla. Da, frate. Vine jungla, versiunea de lux în două luni. Ce asta că mi-ai zis că vine, dar nu știu ce. Adică niște melodii noi. Și a top melodii noi. Stai un pic. Wow! Când le faceți? Hai zic, stai că uite, vezi. Deci, fiaren, știi conceptul de deluxe edition al albumelor de până acum? Da, mă, dai ceva în plus. Mai da, știi, asta zic. Niște grafică, ăla, niște sau, două, trei piese. Exact, exact, exact. E, noi nu o să facem asta, deși așa a fost inițial vorba. Ok. Tot albumul deluxe o să fie piese noi. Plin de piese noi. Nu o să dăm piesele astea plus încă 2, 3, 4. Nu, din contră, o să-ți dăm 9, 10, 11 piese noi nouțe, care o să aibă totuși legătură cu filmul ăsta, o să fie din același film până trecem la următoarea treabă, știi? Asta e. Vrem să ducem deluxul chiar la un nivel următor, în sensul de nu vrem să-ți dăm aceleași 14 piese cu încă două și ha, da, ți-am mai dat un album. Și da, să ne luăm banii iarăși. Băi, e mult, sincer, adică da, din ce promiteți voi cum ar veni ca proiect, e mult.
Adică aveți niște ambiții șmechere, dar adică gândit totul, pare da, profi, așa gen, nu păi doar ne-am este. Prostit. Da, exact. Și sunt și niște promisiuni pe următor, care, pe viitor, care... O să vezi că nu sunt promisiuni. Promitem că vom legaliza marihuana în România. O să vezi că nu sunt promisiuni. Mișu președinte, o să fie, gata, asta e. Astea nu sunt promisiuni, astea sunt amenințări. Eu nu vreau să fiu președinte, tocmai v-am zis de ce, mă? Da, frate, asta e când candidezi, asta nu-s promisiuni electorale, asta sunt amenințări electorale, frate. Cine se pune cu noi, Alex? Pe bune, aia că acum deja suntem în a doua etapă a emisiunii și acum începem, putem să mă... Aici e după 12 noapte, acum ai venit, cine putem se pune să-i jurăm? Cu noi, Alex? Nu știu, frate, nu, eu nu m-aș întreb, pune, adică întreb, nu, te întreb, te întreb. Nu m-aș pune, frate, eu nu m-aș pune. Nu știu cine ar avea tu. N-ar avea de ce. Mulțumesc. Dar n-ar avea de ce, mă, n-ar avea de ce să se pună cu voi, că e glock pentru toată lumea. N-ar avea de ce să te pui cu noi, n-ar avea nici de ce să ai tu, să te pui cu noi, sunt, o să ai cum vrei. Ce mă ar fi? Nu aranjez telefoanele. E nimeni chiar. Pe cameră. Chiar nu deranjăm pe nimeni, noi chiar iubim pe toată lumea, asta e faza, știi ce zic? Stai că am deschis o aplicație. Noi chiar iubim pe toată lumea. Și de asta nu acceptăm. Mai ales că nu se pune nimeni cu noi, e ușor să iubești. Da. Zis, așa e, frate, pe așa e. Tom is not, dar te înțeleg. Chiar e bine pe toată lumea. Nu, frate, așa e, cine pula mea să trebuie cu voi toaie? Voi sunteți de la voi, mă, ești de mâna. Tu de unde ești, frate? Domnul Udu, de unde ești, frățioare, mâncat ești pula? Este din drumul tabere. A, e drumul tabere. Bravo, frate. E destul de groasă când bagi Tom is not Constanța cu București, drumul tabere. De ce, mă, că Constanța și București sunt același sânge? Deci păi eu ce zic asta, adică le pui împreună, e groasă, adică nu prea poți. Da, mi se pare că e același sânge. Exact, pe asta zic. Când plouă în Constanța, plouă și în București. Da, dar dracu. Ne vorbim, bă, vezi că a început să plouă. Hai, că vorbește aici. Gata, mă, plouă și aici. Deci zicem militar, uneori în Bercem plouă, militar nu plouă. Exact, dacă îmi plouă în Constanța, adevărat, uneori plouă. Ninge în București. Da, mă, ninge în Constanța, de fapt. Dacă, da, mă, frate. N-aș fi stat în Constanța când au găsit. Ai plecat de lângă microfon, s-a dus dracu emisiunea. N-aș fi stat în Constanța când au găsit. Asta e, că asta, de exact, după ce am spus acum chiar ce sens are să mai putem să și încheiem după asta. Nu, frate, păi, dar mai avem mesaje de citit, o să fie super frumos. Zi, mă, frate, cu specii. Cum dracu, mă, tu ai fost în specii? Tu realizezi chestia asta? Da. Că specii a fost una dintre foarte puținele evenimente, nu știu cum se forțe, nu știu, formații care au spus un și cuvânt. Și bă, tu ai frate, fost în rap. Specii, bă, tu realizezi asta? Da, frate, mi se pare, înțelegi ce te-am întrebat, Miciu, ai fost în specii, da, bă, da. Tu realizezi asta? Adică tu ai fost parte dintr-un fenomen, dintr-un fucking fenomen. În care realizez cine suntem. Da, frate, realizez. Proiectul cu totul, eu eram foarte, foarte fan ca zi ploaie, că de fapt asta voiam să-ți arăt mai devreme, că am fost pe la e-mail, ziceam că am fost de Revelion și am găsit colecția de CD-uri și mă uitam că am niște chestii, am frate, că ți-am dat un shirt, dificultăți tehnice, Don Baxter singur CD, e blană, e din 2005, n-am pe el, dar știu eu că e din 2005, Baxter. Singur. Okay. Multe albume cu Cedric, yeah. Că a fost Racu, Mediu Vitreg, Norzeatic și Khadija. Și am ajuns că este o chestie, cum ar veni mie, mi se pare că Cazi Ploaia și Speciu, eram și fan, Pam și Gorgone al lui, adică eram foarte fan. Clas. Și când a apărut, știam pe Dragonul de la Battle-uri, care era... Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, este ce a făcut acolo, a fost eram acolo legendă în pentru mine. Eram acolo în sală. Da, și am fost la ăla când a câștigat Aforii, când s-a, la battle-ul ăla, când s-a făcut atacul de panică, am fost acolo, foarte șmecher. Da. Și mi-a plăcut foarte, adică proiectul a fost oricum mișto, dar a prins o chestie, frate, a influențat o generație, și nu la cap. De asta te întrebam, mi se pare așa e, și sunt legendar. Nu pot să... Ce-ați făcut tu, Dragonul, o... Cazi Ploaie, bineînțeles. Da, mă, e beton și mă bucur că lumea rezonează cu ce facem. Da. Până la urmă. De asta le-am și zis, băgați jungla, frate, că o să vedeți. Asta a fost duma, continuă tradiția, frate, și da. De Dragonul mai știi? Vă mai vorbiți? Băi, în ultimii 2 ani nu prea am vorbit, dar știu de el. Da, e bine, mersi.
Da, bine, și mi se pare că e bine, da. Și da, știm cine suntem și ducem mai departe tripul, știi? Se întâmplă lucruri noi și suntem la un nou nivel, atât mental, cât și spiritual, cât și ca forță de lucru, cât și ca talent, cât și ca profesionalism. Experiență cu totul, ai mai învățat niște chestii, da. Și acum am și un partener care își face, care rezonez, frate, și da, care mă ajută să ducem, să facem, să facem ce că trebuie. Specii, când au avut succes, n-au fost gata, nu știau, nu erau. Da, era pentru de-aia prima și întrebam dacă se realizează, că poate atunci acum, nu realiza ce s-a întâmplat. Acum, acum realizez. Asta am și discutat împreună. Asta, știi? Ei n-au știut, el a zis, bă, dacă am fi fost cu adevărat cu capul pe umeri și am fi știut și nu ne-am fi luat o razna, că îți dai seama, au fost niște zdrențe. Dar toți. Eu cred că faptul că n-au fost cu capul pe umeri a făcut, a fost exact asta vreau să zic, asta vreau să zic, ei au fost atât de dezinvolți, au spus pe față tot ce fac. Păi da, i-au rupt. Exact, da, i-au rupt. Dragonul, ți explicam pula mea de rețete ce combina, bă, te ia cap, eu aș intra supra doză numai când ascult, mă gândesc, și nu sunt nicio sfânt, înțelegi? Chiar rezonez cu Dragonul, dar lasă mă, ție să combin legale cu ketamină și cu 2CB, nu poți să faci așa ceva. Ce-nturează? Dar vreau să zic, asta a făcut. Înțelegi asta? Suntem titani și ăsta e titan și ăla e titan, sunt titani. Doar că el gata, a terminat-o, s-a dus și a văzut de treaba lui și bravo lui, stă cu și face ce trebuie. Dragon nu mă refer acum, e viața mea, Dragon, asta zic. Și el a continuat-o pe treabă, el vrea să continue, știi? Dar, da. Și eu asta am vrut să scot din el, zic, hai să mai aduci și rawness-ul ăla de acolo. Da, cizelat de toată gândirea, păi de da, acum, maturitatea, exact, da, exact. Da. Nu te, viața, practic. Da, stă super bine pe Jazzy, pe toate alea, tot ce faci tu, e marfă, dar hai să mai aduci pe chimiera de la Comodau ăla, unică nu e gangsta, da, dacă bă, nu e gangsta. Bă, și asta a vrut, de acolo a plecat jungla, a zis, bă, hai să facem chestii de-astea, genul ăsta, da, păi aia zic, aia e o clasică, bro, înțelegi? Nu pot, că-mi strică ăștia monetizarea. E o clasică, da. Da, asta zic. A, de știi? Ce mă, ce? Și asta, dăm drepturile. Asta a fost n-ai numai. Cum să-ți dai drepturile. Deci chiar așa am zis. Ce? N-ai cum. Chiar pe YouTube. Deci, bă. Gen, dacă se dă claim automat, n-ai nu, ce să mai faci. Lasă, chiar așa, dar nu-ți dă claim. A, cine, nu, Luca, să-ți dea claim? Bă. Păi nu mă, să dă automat, nu dă el. Automat, că le registrezi. Da. Lasă, nu știu, oricum, ce vreau să zic, asta zic, a fost una din discuțiile noastre. Bro, hai să facem așa, uite, eu mă cizelez, tu dă-te un pic mai așa, știi? Și ne-am făcut, adică pe mine el m-a ajutat foarte mult să mă... Eu sunt o zdreanță și sunt foarte agresiv și de asta nu mă place, de asta n-ai auzit de mine, de asta că eu nu sunt deloc comercial, de sunt plac? Total underground, nu tu personal, tu ca ascultător. M-ai prins? Da, te-am prins? Nu mă place? Gen, asta a fost vibe-ul pe care ți-l-am transmis că era iurea. Nu zic, în general, de-aia nu mă place, de-aia știi ce zic? Da, am înțeles. Am vrut să fac o glumă, că eu sunt comedie, dar nu-mi iese foarte bine. Am fost marfă glumă, am să știi. Și ăsta m-a ajutat să fac asta, știi, să... Chiar să mă cizelez și să mă duc mai departe ca eu ca artist pentru mine și era direcția în care oricum vreau să merg. Și eu la fel, la rândul meu am scos din el ceva ce el nu mai scotea că da. Din ce motiv. Dar încă era în el și n-avea rost să nu fie. Mă, înțelegi? Da, da, mă, e un nou capitol asta în viețile exact noastre și în dar carierele noastre și exact. E marfă, suntem super încântați de chestia asta, de proiectul ăsta, de jungla, suntem mega, mega încântați și îl tratăm ca pe un brand și vrem să-l ducem la următorul nivel. Și eu personal vreau să fac din chestii pe care vreau să le fac cu specii și pe care nu le-am putut din diverse motive și acum le pot face. Exact. Pentru oameni le fac, le fac și le ofer. O chestie vreau să fie oficială, să se înțeleagă de la bun început. Orice asemănare sau... Nu e pur întâmplătoare. Cu specii sau cu Dragonul, nu e pur întâmplătoare și este un omagiu pentru Dragonul, pentru specii și mă doare în pulă. Dar nu cred că zice cineva. Da, am mai fost gurile. Păi ce zice mă, că arăți intenționat ca Dragonul? Asta ce poate să zică? Frate, sunt oameni care... Cum e asta? Ce bun e asta? Cum e asta? Să arăți intenționat ca Dragonul? Cum e asta? Cum e asta, mă,
Bă, frate, sunt oameni care sunt supărați rău, frate. De ce, eu n-am, frate, că ăsta e omagiul meu pentru... Da, adică nu, asta... adică oamenii ăia sunt supărați tare pe viață, nu înțeleg. A, bine, exact, asta e supărat pe el. Asta, asta zic, bro, uite-te întâi oglindă că tu nu ești supărat pe mine. Tu ești supărat pe tine, de fapt. Da. Lasă, nu te mai frustra da, frate, pe și mine. Bă, știi ce vreau să-i spun fiecăruia din ăsta? Că poate să facă, frate, Alex, o treabă șmecheră. Exact. Zile, eu chiar cred, psihologia. Pentru că și eu eram supărat pe viață la un moment dat. Și eu la fel și dădeam în alții. Și acum pentru că mi-am văzut de treaba mea. Îi iubesc pe toți. Tu, așa e. Vorbesc urât și te uită mama la emisiunile astea. Și mama, am văzut-o pe Instagram, deja am dat like-uri, dacă nu-i răspund, zice, mamă, de ce-i poți? Zic, mamă, n-am dormit și o noapte. Lasă-mă că n-am dormit o noapte, de-aia n-am mai postat. Căci că n-am mai postat nimic, mi-am făcut griji. Am avut-o, n-ai postat, n-ai nimic, nici pe acolo, nici acolo. Zic, mamă, n-am dormit și o noapte, dorm și o ziua. E OG. Da, mama, e viața mea. Mama e moartea mea. Gang, gang. Te omor cu aia. Vezi pe mama. Dacă te-ai fut cu mama, te... Eu te-am făcut, eu te omor. Mama vine la mine. Face mărci. Eu te-am făcut, eu te omor. Ce pula mea, mă, ce prr. Ia vine, mă, băcam și pe la mamă. Cu făcălețul mă bătea mama peste picioare, bro. Nu era prr, era plus tros. Bro, făcălețul de lemn peste picioare aici, unde te doare, la tibie. Deci când scotea mama făcălețul, mi-am dat seama că îmi dădeam seama că e groasă. Atunci ori puteam să țip ca o piză. Ca să mă las în pace, ori știam că am făcut-o, trebuia să tac, să-mi dea 2-3. Și după aia mă lăsa. Dar paie îmi dădea aici cu lemn, cu făcălețul. Tu dai seama aici? Sper că nu se uită acum la asta. O să se uite după ce să nu postăm și noi. Dai seama, dar asta e un respect că pentru că m-am învățat asta. Se uită la prima oră treaba, așa, știi? M-am învățat. Ce zici tu? Zic, nu se mai uită la ora asta. Acum nu. Da, mai e și mâine, mă, pace nu, pentru oamenii care nu văd asta live. Se vă dea Dumnezeu sănătate că m-am uitat. Vedeți sigur în reluare, nu da. Vedea acum, da. Cum ar fi asta cu în reluare pe internet? Eu râd. La Bulgari. Vinde pe Bulgari mâine. Ce, Caterinca? Bă, hai să ne uităm un pic în mesajele hai, la oameni, frate. Ne uităm și nu ne-am uitat. Hai să ne uităm. Zi-mă, dați o strofă. Nu, da, frate. Stai nu? Puțin să-mi trag sufletul un pic, numesc că... Ai zis, stai, ai zis cumva, eu dau numai pe bani? Asta ai, asta ai zis tu pe internet, live? E prea târziu. Bă, nu dau rime așa mamă, la băi. Modul pula mea dacă le-am pus pe... Îmi pare rău, frate, U2, tu nu mai pe bani aici. Adevărat, frate, e dragoste, că... e Caterinca, să nu, să nu luați la modul ăla. Nu glumesc. Bro, eu... După un timp, spune, mă, știi, după un timp... Nu trebuie să mai fac freestyle la emisiunea mea, știe deja ce... Da, da, nu mai poți să mai vorbești, dar aminteți să... Nu aveam brânză, aveam cașcavalul ăsta. Totul de bani, nu fac freestyle la emisiune, dacă nici până acum nu te-ai lămurit. Da, frate, adevărul e, da. Și dacă nici pe ultimul album nu te-ai lămurit, man, ce fac pe ăsta pe ultimul album? Ia iurea. Ce fac pe ultimul album? Nu, nu, dacă nu s-a lămurit, bune, ia iurea. E periculos. Bă, m-am săturat de asta cu drogurile, frate. Am primit un mesaj cu pe ce e chimie. E prea mult chestia asta cu, mamă, da, sfumat, cu aia, v-ați drogat. Chimie este, fiți atent, chimie este pe... Energia. Lasă-mă să răspund. Chimie este pe un scaun portocaliu, care este acoperit care de un burete, cu... da, și un se material cu... foarte comod, și se asortează cu hanuracul lui. Cu care este plus că de la jungla, cu un material foarte confortabil. Plus că v-am spus, exact, că este pe lejereanu. Ca într-un halat. De ce? Nu. E lejereanu, frate. Da, mă, a, bă, acum, da, oamenii care mă știu trebuia să zic ceva de Pepe. Săptămâna asta, joi, Vio și cu Frâncu, care au făcut acest vin minunat lejereanu, a, ce tare, se duc la emisiunea lui Pepe de pe net, de pe canalul lui. Și mi se pare o să fie o Caterinca, să vă uitați. Ce tare. O să fie super Caterinca. Tare. Mesaje. Da, salutări, domnilor. Am o poveste foarte interesantă cu chimie. Acum două veri, dintre toți invitații de la... Eu citesc mesajele astea fără să și le citesc înainte, deci dacă zic o chestie, îmi pare rău. Acum două veri, dintre toți invitații de la nunta mea, un singur cuplu nu a venit până la dansul mirilor, eu crezând că nu vor veni deloc. Erau doi din cei patru invitați, prieteni de-ai mamei pe care nu-i cunoșteam. Două ore mai târziu, văd că vin tovară și să-mi zică că e chimie la noi la nuntă și că e blană. Eu am crezut că lumea se referă la chimie, că e chimie la modul că toată lumea se înțelege cu toată lumea.
tare mi-a fost mirarea. Erai când, la nuntă acolo, Mișule? Când am văzut-o pe mama îmbrățișată cu invitatul tău. Am. Până în ziua cunosc oameni, am relații, cunosc oameni, am... Fii atent! Cunosc oameni, man, cunosc foarte mulți oameni. Stai să vedem cine e. Deci, David, fii atent era... ce ne-a scris David. Până în ziua de, până în ziua de azi, omul e în poză cu mama la ea pe frigider. Deci o doamnă are pace poză David. Cu ea și cu pace chimie David. La ea pe frigider, frate. Prrr, jungla, ne place măta, ne place tactul, sorta, frate, toată lumea. Păi, acum dacă zici pe strofă, mă place măta, eu chiar, chiar e, eu știu de ce zici asta. Are magnet cu tare, mine, pula mea, nu fi nebun. Wow, asta e la chimie tare. Care zicea, știi? Da, da, da. Că ai momente în fiecare dimineață când îți mănânci că, cerealele. Pentru că am o memorie foarte bună, cred că știu despre, despre hey, nunta cu nu... pricina. Pace, pace. David, pace, nume, pace pentru David. David, mulțumim, frate, pentru, pentru mesaj foarte da, caterincă. Chiar scapă cu numele mamei lui, dar oricum le dau cu pace, le dau cu pace. Știu despre cine e vorba. Bă, sper că nu vorbesc prea tare. Eu mi-am dat microfonul mai încet ca să... Eu țip în microfon ca idiotul. Având în vedere că se fac 10 ani de când sunt plecat din țară, ne zice Silviu, care e prietenul nostru aici așa. Pe canal. De 10 ani e plecat din țară, am avut și perioade mai grele când voiam să-mi bag full în tot și să mă întorc în țară. Piesa Imigranții 2 a fost una dintre piesele care m-a ajutat să trec peste perioada aia, așa că un mare big up. Pace. Când vorbeam mișul de chestia asta. Da, îmi place mult bucata aia și mie e o piesă de suflet. Mă bucur mult. Vorbeam cu mișul de chestia asta. Și rezonează lumea plecată. Când... am fi așteptat un răspuns mult mai mare și n-a fost, dar este o chestie monumentală și da. Asta se vede, se simte. Lumea nu se vede în view-uri pe net, dar toată lumea o știe, pentru toată lumea. Asta cred da, că se întâmplă da. Și la jungla. Tare lumea bine, știe de jungla, de fapt. Vezi să confirmă cumva ce ziceam de piesa asta, că chiar de curând ne-ai pusese în clipul de la piesa exact, asta. Exact, fix asta vorbeam. Cred că e un clip deosebit, făcut de Mihai Bivol, la care a lucrat ceva foarte mar. Mult și... Foarte șmecher, Bivol. Real, da. Mini... Să te uiți da. La clipul la piesa asta, să da, recomand. Da, o să mă uit, o să ca un da. Mini documentar de 5 minute despre România. Da. Nici nu-l văd acum. Despre... Sigur l-am văzut, dar nu-l vizualizez. E, e fain, e fain. Mă bucur. Big up, big up, big up, big up. Big up. Tare, salutare, tare, Alex, întreabă-i, te rog, bă, băieți, când scoți CD-ul Jungla? Uite, un fan atât de... cât să... Până la... până la finalul lunii... Da. Lunii astea. Suntem pe 19, până la finalul lunii ar trebui să fie pe shop. Blană, o să fie, o să fie CD, o să fie și vinil. Ba, vinil, vreau da, și eu vinil. Neapărat. Mamă, ok, bani, ești cu lista. Am un vinil acasă, albumul Pașaman, iată, același sânge. Ai disc, ai pick-up, scuze. Nu, am vreau să-mi cumpăr acum în perioada asta și vreau să strâng... David album, de ce durează albumul fizic? Vreau să zic, vreau să dau explicația. Zi. Coperta albumului Jungla este făcută de un artist foarte, 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 foarte talentat. Irlo, probabil că-l știi. Irlo. Sau dacă o să-l cauți, o să știi imediat de el. Da. Ce oricum face? Să, o să recunoști, dacă o să, chiar dacă nu știi, o să recunoști. Poți să-ți explic o dată o chestie. Știi proiectul ăla, cu, știi proiectul ăla, cu, știi proiectul ăla cu tramvaiele pictate de artiști români? Da, e, de exemplu. El a fost unul dintre cei doi colaboratori care au făcut asta să se întâmple, da? Bun, ok. Nice. Sau poate mai mult. Bun, frate. Nu, el mi-a zis că, da, ei doi, da. Ok, ok, ok. El a făcut coperta aia și coperta aia are un format fizic mult mai mare decât e pe CD. A fost deci coperta aia a fost făcută dintr-un almanah de animale cumva. El a decupat chestii și după aia lipit la post, a făcut leere. Serios? Deci, asta e un colaj, coperta aia, exact, un colaj făcut. Și chestia aia în realitate arată ca și metrică, ca și cum ai vedea 9 CD-uri puse 3-3-3. Înțelegi? Un cub din 3 CD-uri, deci așa e în realitate. E, noi în varianta fizică, în copertă, vrem să-ți dăm posterul ăla în spate. De-aia durează atât de mult, că trebuie să facem coperta okay. aia ca tu când o scoți și îl desfaci, să ai în varianta fizică mare aia. Înțelegi? De-aia durează bă, un pic profi, mai mult. Exact ce ziceam, profi, exact. Frate. Da. Și deluxe da. Edition-ul, când o să vină cu ambele CD-uri, atunci o să ai și vinilul de care spunea chimie, înțelegi? Da. O să ai vinilul. Și o să ai și CD-ul ăsta, o să fie CD-ul de plastic, varianta asta, o să costă... fie CD-ul, o ediție limitată de carton și la exact, CD. Exact, exact. Și încercăm, da, da. Adică... am zis, da, mai bine dacă tot... nu suntem presați de lansări, de chestii de astea, să m-am zis, o facem ca lumea. Ce da. Marfă că e de momentul colecție, în care asta trebuie să faci. Cum spuneai tu, până la urmă, exact. Da. Vin niște mici obiecte, știi, și chestii și astea. Și asta, asta unde zic, le asta mai bagi? Asta zic că e pentru hip-hop, că asta,
ca unde le bagi Alex? Vrei să ai CD-ul? Vrei să ai CD-ul? La mama acasă. Are boxă la subsol. Și ideea e că combină, am o combină de U. Super varianta fizică. Cu 3 CD-uri și 2 casete. Am o combină de U. 3 CD-uri și 2 casete. Ce bun e asta? Adevărat, acum să nu vine să cred că acum mi-a să aminte exact așa era cu 3 CD-uri, puteai. Acum o să vă îmbrățișați gen. Cu 2 casete. Nu, ne pupăm ca și când am luat cupa. Ai, fratele. Dar chiar unde o vine? Cupa era într-o formă de combină sau? Nu mă, că eu vreau să-i mulțumesc că mi-a adus aminte că exista așa ceva. Da, frate, combină ești, mă. Combinele aveau 3 CD-uri pe care da, le... Eu am uitat, acum mi-am adus aminte. Da. Și două casete, așa e, da. Că ești și mai tânăr. Da, dar aveam și o combină. CD-uri, ești nebun la cap. Frate, eu am avut un CD la un moment dat și am vrut să-l ascult și mi-am dat seama că nu mai am nicăieri un loc în care să-l bag. Nu ai unde să bagi CD-ul. Nicăieri, frate, nu mai am nici mașină. Dacă mă supăr, scoatem și pe casetă. Jungla. Poate pe la poate Jungla 2. Caseta strică. Știi, vinilul amplifică cumva calitatea și caseta o strică. Da. Are un farmec. Are un farmec, da. Are da. Un farmec. Dar să știi, îl dai cu Walkman din ăla, știi? Când nu, bro, mici, nu, fii atent. Și la Walkman. Nu, fii atent. Chiar a scoate pe casă, vorbim serios. Nu, ascultă. Vorbim serios, chiar nu zic. Cine are casetofon? Asta e, că vin pick-up-uri. Caseta. Da, mă, ascultă-l. Bă. Și deschis caseta. Se întoarce nostalgia, moșule. Ascultă-mă. Bă, stați, mă, că vorbiți amândoi cu aia. Lasă aia. Nu, stai, nu vorbiți amândoi. Noi doi vorbim și tu vorbești singur. Caseta stick. Aia da. Ce ai zis? Mai zi-mi o dată. Nu, serios acum. Zic. Vine caseta. Au deschis și era un stick acolo. N-a fost niciodată o casetă. A, marfa, am înțeles. Da, așa este, da. Și asta. Dar tu vorbeai serios. Și asta. Dar eu în loganul meu mai am, pot să... Dar și deci caseta, eu în loganul meu am de-aia de casetă. Eu dacă aș mai avea o casetă, chiar aș vrea să o ascult la mine, frate, Logan. Tu ai casetă? De, în casetofon, în mașină. Da, nu știu de ce. Da, cât de OG este să ai casetă aici, în mașină. Și n-am o casetă să bag și acolo să aud. Din alea muzică de petrecere, dar Adrian, copilul minune, când era tânăr. Se colecționează caseta ca și vinilul. Sunt obiect de colecție în ziua de azi. Da? Eu am casete, frate, de când eram mic, și am și casete. Dar de 300 Michael Jackson, nu, am Dangerous de la Michael acum, Jackson. Voi vă dați seama, deci fiți atenți, voi vă dați seama că... Posibil că le-au crescut valoarea. Da. Voi vă dați seama că dacă vrei să pleci... Întrebai la început, cum facem bani? Vindeți din casetele alea cu Michael Jackson. Nu, frate, nu. Bă, tu dai seama... Na, valoarea asta e off topic. Tu dai seama că trebuia să pleci de acasă, dacă vrei să asculti mai mult de un album. Cu un tank de chestii de plastic pe care trebuia să le schimb. Deci mie mi se pare incredibil că mă gândesc la chestia asta. Deci și eu am aveam avut, deci bunica de mea a avut o prietenă care mi-a adus MP3 în țară repede. Și am ajuns să am MP3 repede înainte de toată lumea. Dar și cu toate astea, asta zic, tu dai seama cu aia, cum trebuia să mergi cu casetele după tine să le schimb, să le derulezi. Vrei să asculti aceeași piesă, trebuia să derulezi. Eu am prins asta, copiii din ziua de azi, nu mai știu asta niciodată, nu mai înțeleg. Mai zis-o și așa, ăștia, ca un bătrân, copiii din ziua de azi nu mai știu, ăștia cu trap sau ce ascultă, trap! Wow, așa mă bine. Trap pe casetă, aduceți-mi da. Trap pe casetă! Da, frate, trap pe casetă, da. Bă, tu te zic că era vorba de banda aia care o întorceai și uneori o întorceai cu mâna că n-aveai nimic și puneai până la degetul și făceai așa și o puneai la loc. Da, mă, nu, ieși tu de... Uite, ne-a trimis cineva o poză, trebuie să-ți o arăt. Că se uite la emisiune cu noi și are tricou cu specii. Mă, și ia notițe, vezi că are și un pix. Mamă, ești... Dar chiar că... Da! Ce observă, de n-am văzut. Ia notițe, frate. Jmecher. Ar trebui în pula mea. Mulțumim oamenilor care sunt aici cu noi, sunteți foarte jmecheri. Salut, numele meu e Remus, îmi place foarte mult ceea ce faceți și vă doresc multă baftă și la cât mai multe vizualizări. Aș dori să-i întreb care sunt albumele favorite de rap clasic pe care le-au ascultat. Wolfgang Amadeus Mozart din muzica clasică. Da, e cel mai clasic rap care pot să mă gândesc. Cred că e Mozart, era rap. Nu, ascultă-mă, hai să fie, zi Beethoven era mai... Zi tu 5 albume de rap. Nu mă, 5 albume, mă, ce ai? Un album, două. Albume. Illmatic de la NAS. Da? Bă, mă jur. Ai vrut să zici Illmatic, nu? Bă, te cred, frate, ce ai? Mă Dumnezeu. Vezi, frate, asta am vrut să zic jungla. Acum, Illmatic. Vezi, asta am vrut să zic și Marshall Mathers după aia. Deci, asta am vrut să zic. Illmatic și Marshall Mathers. Și asta a zis Illmatic. Bă, cu aia mă jur. Și acum zic Marshall Mathers LP. Ăla! Ăla!
Marshall Mathers LP. Bă, tu vorbești serios? Nu, bă, acum ai făcut la mișto, nu? Cu Marshall Mathers. Nu. Cu aia, deci eu am vrut să zic Illmatic Eminem, și Marshall Mathers. Eminem pentru mine. Mă jur pe Dumnezeu, pe viața mea, că asta am vrut să zic. Nu te mai jură, mă, frate, că nu contează pentru nimeni. Pentru că nu, frate, noi avem momente de asta. Înțelegi? Noi avem momente. Cine vrea să creadă, crede, frate. Nu, dar tu zici ce tare a fost acolo. Da. Nu, ești ce vă povestea mai devreme. Ies din tine, ies din tine, sunt exclamații care ies din tine, că nu vine să crezi, nu că... Acum, da, îmi pare rău că am fost prea exagerat, dar chiar nu mi-a venit să cred, știi? Da, frate. Marfă. Pentru... Cum trebuie să le găsim pe amândouă la aceleași? Pentru Mișu, dacă tot vorbim de nume, de unde chimie și specii? Ăsta de la fratele meu, George Călin, care, știe piesa ta. Care mi-a scris și în seara asta, vorbeam pe, eram pe mesaje cu el. Am mers dinainte, spor la Alex Mocanu, băiatul care mi-a pus porec la chimie, frate, la 8 ani. Salutare, mai frate, prieten. Doamne ajută. Zi, Alex Mocanu, zic, pace pentru George Călin. Pace pentru George Călin, frate, foarte șmecher, ai pus numele chimie și nemun, ai făcut chimie, și tu frate, parte din... La 8 ani, la 8 ani mi-a pus numele ăsta. Dar de unde? Mi-a zis chimiță, că eram slab, cum ar veni. Am înțeles. Și eram, da, eram slăbănoc. Și e și Mihai, ești miță. Chimiță. E miță, genge, asta înseamnă slăbănoc, chimiță? Era în sala de sport, ne schimbam, nu știu, era chimiță, slăbănoc, chimiță, și au chimiță. Așa mi-a zis. Și de acolo, dar după aceea, toate derivatele, chimie, chimilos, cum ziceau în neagă. Chimilos, chimie, și chimie, chimilos, chimiță, chimie, și a rămas chimie cel mai... Des dintre toate, la chimiță, bă. Și asta m-a pus. Și acum, frate, m-am țin la el și din aia, cum spuneam, păi din copilărie, atunci, de care... De ce a apărut Mișu Foarfecă? De ce ai dat asta, aia, a.k.a. ăsta? După așa, că am dat-o noi, în divers, în catering. Da? Adică n-a fost și inspirați aia... de Wu-Tang, știi că Wu-Tang erau cu multe AK-uri, aveau tot timpul. AK, așa, AK, așa, aveau tot felul de nume inventate. Numele de Mișu Foarfecă, dar nu Mișu neapărat. Nu, nu. Nu? Nu, nu, nu. Tu? La noi, că tu ziceai el mereu. La noi, la sesiune. Sunt cu Kimi, omul Foarfecă, zicea omul Foarfecă, nu zicea Mișu. Nu știu cum e la noi așa, că era tăios, probabil, sau că te tăia la versuri. E filmul ăla, mă, cu omul Foarfecă, că de acolo și pleacă ideea asta cu totul. Era vorba de că era tăios în versuri, în cum livra. Da, sau... bine că da. Știi asta, zic, nu? Da, asta cu chimie, sunt de la 8 ani chimie, adică toată lumea îmi zice chimie de la 8 ani. Ce marșă, bravo, identitate, bravo, de-aia. Frate, am crezut că doar o să vorbești de piesa asta, nu că l-aduci pe chimie, super invitați. Doamnește, chimie mai vorbește cu Luna. Uite, lumea, George, mi-a dat mesaj, vezi? Te pupă, fratele, mi-a dat George mesaj. Chimie e multă... conectat, frate, să uită. Da, frate, da, salut, frate. Doamne ajută, sănătate. Chimie mai vorbește cu Luna. Bă, am rămas cu asta de la fluierarul, frate, cu Doamne ajută, sănătate. Asta e chestia lui, sănătate, Doamne ajută. Și am rămas de la el, foarte șmecher. Și pace, bineînțeles. Să-l urmăriți, frate, talent, talent. Despre aia e vorba. Chimie, multă pace, multă dragoste, petrec, dansez, lucrez și chiar dau la bugi pe muzica ta. Bum! Asta îmi place să aud, fratele. Pasă la păsă. Pentru asta o fac. Sănătate, zice Bojatul, sănătate și ne vedem live cât mai curând și trimite poza asta. Am văzut, nu pot să-ți spun despre ce. Am văzut, e poza aia, colulea frumoasă. A trimis băiatul poza colulea frumoasă. Da. Știm despre ce vorba, frate. Da, Ciprian, băieți, salut, frate. Sunt cu noi. Ia uite. Salut, băieți, okay. Foarte faine discuțiile, tot respectul pentru chimie. Mă bucur că am reușit să prind un concert specii live în Galați acum 10 ani, frate. Era și Ursacean cu voi. Felicitări, ai făcut și faci în continuare istorie. Am și o întrebare pentru chimie. Cântând și concertând atâta timp, sigur ai adunat multe întâmplări interesante. Ne poți povesti una din ele? Pace și pentru Udo, acum îl descoper și e mișto. Și omul are și albumul Specii Ușile, volumul 1. Ce tare. Dragoste adică multă chiar pentru e fan. Da. Ia zi-mă o poveste. Vine ceva amuzant, poate... Interesant, nu vine acum în secunda asta ceva în cap. Bă, am afumat camere de hotel, am afumat pululele, la modul incredibil, închipuiesc, nu că țingi într-o cameră de hotel. Incredibil. Foarte, o singură dată am avut probleme și cu toate astea, o singură dată am avut probleme la un hotel. Și ce? Și abia a doua zi. Mi-au cerut o taxă de fum, că am fumat camera, cum ar veni. Și eu m-am luat în gură cu el, era un meltean, fost jandarm, am avut o mică altercație. Dar am fumat deci camera de hotel în țara asta. Datorită specii a apărut taxa pentru fum
care se taxe. E ceva normal acum la hotele, la hoteluri, hotele, mă rog. Da, și da. Băieții mei, taxa de fum, ați fumat prea mult. Mulțumim. Bă, voiam să te întreb o chestie, n-am auzit chestia asta. Îți place instrumentalul ăsta? Cu mine vorbești? Cu amândoi. Ai putea vedea ceva rap pe chestia asta? Ascultă-mă un pic. Da. Nevastă mea ascultă lo-fi și toate chestiile astea. Eu văd eu ceva... Chiar, da. Uite. Oricum are hip-hop în el. Are? Are. Bine, da. Bine, dă un pic mai tare, poți da un pic mai tare în cască? Că la mine e în cască încet, foarte încet. Nu știu cum se aude la oameni sau la tine. E direct rap asta, zic. Dau un pic mai chill. E slow, e mai trap așa, mai încolo, mai... Cum se aude încet la mine în cască, dar... Le puneți cealaltă cască, băi. Dar e fain, are un tempo, are ceva la Tobiț acolo care te-ai studiat. Am mic înțeles. Așa ca să o aranjez perfect. Nu, ar oricum merge, cum să nu? Mi se cum pare drăguț, da. Cum să nu, frate? El. Cum să nu? Mi-a venit la mesaje, mi-a venit mie chestia asta. Dacă vreți să mai dați un mesaj, acum vine, da, frate? Zi-mă, bași ceva? Băi, nu știu, să vedem, dacă mă gândesc. O tăiem după aia, o punem pe canal. Dacă... Te întreb, nu e nicio, da. Putem să, putem să facem marfă, putem să mixăm după aia dacă vrei. Hai că nu te murdărești, mai calmează. Nu mai murdărești, ești curat și pe talpă. Ce vreau să mănânc astea înainte să le mâncați voi. Păi le-am mâncat, dar am un pic de cașcaval și aia. Ia-mă și cașcaval, ia tot ce vrei tu, ce ai. Terminați-le, că pentru voi l-am pus. Aroma aia bună. Eu multă pace. Chimie, ce zici de toți oamenii care se fac frate cu dracu să treacă podișca? Crezi în Dumnezeu? Eu nu sunt neapărat cu întrebarea asta, dar dacă vrei să spunzi la ea... Poți să dai alta dacă vrei. Că e prea complexă. Cred că e un concept greșit. E un concept pe care noi l-am discutat la specii, conceptul ăsta. Ok. Noi am avut discuția asta la specii. Cu dragul, mi-aduc aminte discuția asta. Și a zis, nu ține... El zicea, nu ține... Cum adică te faci frate cu diavolul până treci puntea? Tu ești mai șmecher ca diavolul? Tu crezi că o să te faci tu frate cu diavolul până treci puntea și fraierești tu pe diavol? Asta era fost discuția noastră. Și da, asta e dragul, un raționament care... El are și așa mintea aia strălucită. Și un raționament care are sens și acum. Da. Da, nu cred în teoria asta. Asta că ți-a dat în bar un pic de biscuit. Este fix despre ce vorbeam atunci. Nu cred în teoria asta. Nu cred că îl șmecherești tu pe diavol. Cred că îl șmecherești el pe tine. Sănătate, doamna lui Dragonu, și multă dragoste. Ai accepta, ai vrea o poziție. Asta e faza. Ai zice că dacă accepti o poziție în parlament sau ce ai tu de politică, da, te faci frate, nu poți. Nu. Da, exact ce zice el. Da. Nu da, ai da, cum. Da, da. Deci de asta zic nu, că sigur o să ajung ca ei. Nu am cum să mă fac frate cu diavolul la mișto. Că exact cum zice Dragonașul, n-am cum să-l prostesc. Eu mă prostesc singur. Da. Eu, da. Înțelegi? Da. Deci n-am cum. Respectele mele pentru Dragon. Adevărat. Da. Se gândesc la o colaborare cu crack pe țoale. Îți dai seama. Da. Îți dai perfect. Seama. Smoking crack. Dragoste pentru crack. Salut, sunt în Anglia, mă rupe o grămadă de români în Anglia, frate, să vă dăm de sănătate. Și sora mea e tot în Anglia, ca să știți, oricum. Sora mea a fost acolo. În spor la treabă acolo. Salut, sunt în Anglia, mă rupe noul album. Mă lăsați, mă, să citesc mesajele. Pace pentru sora mea care se uită la emisiune. Știu că se uită la emisiune. Ăla mic, nepotul meu, Casian. Pentru Casian! Doamne ajută! Casian! Băi. Am dat pe Casian, doamne ajută. Sunt în Anglia, mă rup pe noul album și iubesc chimia, specii, ala. Ce tare. Te salut, Mocanu, succes în continuare. Se aude până apropo, în primul rând, cât vrei pe vinilul cu Pașaman? Nu, mă, frate. Băi, să le vinzi vinilul. Pe BlackBerry ăsta zic să-mi fac o ofertă. Are un... Cât vreau pe BlackBerry ăsta? Asta e întrebarea în serie. Însemnesc și eu și Alex și ia vezi cât dai în plus. Însemnăm? Pe o semnătură chimie, bă, Alex și eu. Scoate la licitație BlackBerry ăsta. Stai să spun, nu, deci e mai important. Mai important. Zi. Apropo de dat la buci pe piese... De dat la buci pe piese. Piesa Cascada a fost și pentru mine deschizătoare de drumuri. Băi, ai ajutat pe ăștia să-și piardă virginitatea, tu-ți dai seama. E minunat. Salut,
cum de apare dragonul în intro enumerând toate lucrurile alea și ce legătură are. Nu știu despre ce vorbește. Păi știu că ne-ai ascultat albumul, dar asta o să discutăm noi după ce terminăm emisiunea. Albumul vostru? Da. L-am ascultat de la intro și nu am realizat că era dragonul. Nu? E dragonul în interviu ăla pentru Trinitas TV cu Cedric, când au vorbit ei de toată istoria drogurilor și alea. Eu am stat și am ascultat și am luat fix cumva și le-am așezat ca înseamnă să... Înseamnă că am ascultat superficial. Aia zic. Așa vorbim este, după ce mă simt prost. Nu trebuie să vorbim, am vorbit. Știu ce am de lumea încă nu știu de album. Știu ce fac mâine. Jungla. Pe Spotify, pe iTunes, YouTube, Shazam, Amazon Music, Deezer. Tidal. Nici n-ai cum să ne mai piratezi. Nici nu poți să ne piratezi. În curând și pe casetă, tu n-auzi. În curând și pe casetă. În curând pe casetă, ce vrei să-ți mai dau? O să te-o cânt, doar să mă suni. Chimiezi, să te suni, în trecut. Vin și mi-o cânti. Vin și mi-o cânti acasă. Te duci în trecut în 1800 cu casetă Jungla. Pe bune. Dar asta e pentru time traveler, în caz că poate să ajungă înapoi, să ia o casetă cu Jungla și să se ducă în 1800, în 1985 și să pună caseta, nu? Că altfel n-ar avea cum să asculte Jungla s-a atunci, nu? Selectat pentru următoarea trimitere în spațiu de muzică, primul album Jungla. Da. Acesta este primul album Jungla. Nu este ultimul album Jungla. Este primul album Jungla. A fost un mesaj de la sponsorul nostru, Chemie Mișu Farfecă. Mai am o întrebare, nu pot să o pun până la capăt. Dar voiam să întreb dacă ei pe vremea specii au avut probleme cu garda. Mi se pare o întrebare despre specii corectă. Nu. Ok, dar mi s-a părut întrebarea corectă. Și dacă ar fi fost da, și ai spus da. Dar nu am avut probleme niciodată. Cum se numește acțiunea de a-i oferi ceva lui Mișu? A Mișuna. Tare. Bună gluma. Pentru Mișu, eu am zis că citesc toate mesajele. Eu citesc. În afară de ce nu e ok. Trebuie citit. Dacă tot vorbim de nume, de unde chimie, de unde speci. Am citit mesajul ăsta. Da, am... Salut Alex, pace ție și la invitați. Îmi place vibe-ul, eram curios cum s-a ajuns doar timp de un reportaj la Pro TV ca Mazăre să-l prezinte pe Chimiță drept omul care o să fac. Care a fost, mă, faza mâncația școala cu imnul stațiunii Mamaia, frate? Care a fost faza? Chiar am uitat de aia. Păi dacă vreți să mai dați mesaje, iartă-mă. 0745662268, să vedem dacă mai luăm un mesaj ca să încheiem chestia asta. Scuză-mă, să încheiem chestia asta. Vai, nu, frate, nu la modul ăla. Nu, Doamne ferește, nu. Am modul să nu vă țin atât de mult. Da, mă, lucram cu Loredana Groza în perioada aia. Cum e Loredana, frate? Iartă-mă că mai fac încă o paranteză, mi se pare mie interesant. Din experiența mea cu ea, o artistă grozavă. Profesionistă de săvârșită, da. Super șmecheră. Exact, mai bine, ai descris perfect, e super șmecheră. E... Ce tare, scuză-mă, te-am experiența mea cu ea. Ziceai că lucrai cu ea? Și da, apăruse oportunitatea asta pentru ea la momentul ăla, pentru că lucram în perioada respectivă, s-a gândit să mă convoce în echipă, am fost la primele sesiuni, am ajutat și eu acolo la versuri, în primele faze, pentru primul draft. Și aia a fost. După aceea eu știu foarte bine unde vreau să apar și cum vreau să apar. Mm-hmm. Și da, s-au cernut lucrurile. Și aia a fost. Am înțeles. Vreau în perioada aia. A fost Caterin. Și de aia am fost propus și eu pentru melodia aia. În faza incipită, când era în lucru în prima fază. Băi, șmecher să fii și prin mediile astea, să ajungi ca rapper în România, să ajungi prin niște medii din astea, e greuț, e interesant. E interesant. Da. Să te plimbi cu Mazăre prin oraș. Da! Te plimbi cu Mazăre prin oraș. Da, două locuri, în mașină, două locuri, am fost la primul, am întâlnit cu el la primărie și facem o tură prin centru vechi și așa, și cu el, salutam pe toată lumea, știi? Toți muncitorii de pe asta salta pe toată lumea, știi, era... Bă, am avut o fază, frate. Interesant, e distractiv, e experiența. Era la Timișoara cu prietenul nostru, al unor comedianți, Lulu, să-i dea Dumnezeu sănătate, de la Timișoara, care se ocupă de mașini, are un serviciu de supercaruri, de șmecherii. Ok. Și m-am împrietenit și eu cumva cu el, îl plăceam așa, mi se părea șmecher,
Și am fost pe la alea, am jucat FIFA cu micuțul, cu Bordea, eram pe vremea aia și mordeam cu ei. Și m-am mai văzut că și la un moment dat am vorbit cu el, i-am scris pe Facebook că dacă vrei să vii la show și a zis că vine să mâncăm ceva și că mă ia și merge nu știu unde. Și am m-a dus, frate, și era cu un Ferrari de ăsta în două locuri de la așa. Dar jos. Cine zici? Cine? Era un băiat, un prieten. Ah, ok, ok. Lulu de la Timișoara, foarte șmecher. Ok, ok. Și a fost pentru mine, zici că eram ultima pizdă, efectiv, m-a plimbat băiatul cu Ferrari, efectiv, m-a simțit așa de bine, apropo de chestia asta cu tine, cu Mazăre, cu plecat cu decapotabila. E mișto așa să ai chestii de genul ăsta. Da, da, da. E, da, e experiența. E Caterinca. Treabă cineva, Caterinca. Mai ține cineva legătura cu Ursache? Eu cred că știu ce face toată lumea. Nu știu, trebuie să fac mai... Eu nu m-am văzut de câțiva ani. M-am văzut la Vaslui ultima oară, la un Vaslui Fest, un festival fain care se ține în Vaslui acolo în fiecare vară, într-o pădurice și care chiar e super fain. Hip-hop camp, parcă se numește. Nu vreau să... Îmi cer scuze dacă pocesc numele acum. De un festival super mare în Vaslui și acolo m-am văzut cu Ursache, cred că acum vreo 2 ani sau 3 ani, ultima oară. Uite, am o întrebare bună că... Pace, ursule! Doamne, știu. Silviu, n-am zis, îmi pare rău că vrei și vinilul cu jungla. Uite, zice omul, vreau vinilul cu jungla. Când apare și dacă apare pe site-ul jungla, aș putea să dau comandă să-l trimită în UK sau trebuie să vorbesc din cineva din țară, cu cineva din țară să-l ia pentru mine? Cu cineva din țară să-l ia. Nu. Se să știi va putea. Că e, nu. Să știi că n-ar trebui să promiți asta că eu m-am căutat și nu e așa de ușor. Nu, asta nu mă, eu trimit în străin. Eu știu că trimit. Da. Nu, lasă. Să-i comande cineva din țară și să-i trimită lui, mai bine așa. Bă, stai mă că dacă omul vrea să facă, încearcă să facă mă. Oricum carci. Atunci vom, mamă, va stai fi, vom lămuri, stai un pic, stai, vom lămuri vinilul, când o să fie produsul, pic, bă, vinilul, când o să fie produsul la vânzare, vor fi clar și toate detaliile. Nu, deci gata, am înțeles. Mișul dar momentan, vinilul, da, putem să vinem și să le vândă el în străinătate. Bă, glumesc. Nu, avem ăștia. Chiar a fost un show. Eram glumit acum. Dau și în sănătate ăștia, mă. Explicit, da? Da, livrează, da, nu, da. Livrează. Oricum ei sunt buni. Livrează. Explicit, adică... Da, păi nu, cu noi, cu ei lucrăm și sunt astea. Știu că am văzut magazinul care au tipul lor de... Nu știu exact cum e shipping-ul în afara țării. Da, dacă cineva poate să facă, ei poate să facă. Dacă o face, deci, eu să-l dăm. E curierat, bine, nu da. Se face curierat. Bine, doar că costă mult, dar... Da, nu, bine, se suportă un, niște... Da, exact, un gelet s-ar putea să fie niște care... costuri de transport mai mari decât în mod normal, dar se livrează, da, din ce știu eu. Exact. Uite, am un mesaj super șmecher, care să continuă super șmecher. Stai să văd cine e, să-i zic felicitări. Daniel, felicitări. Consideră chimie că dacă nu ar fi fost treaba cu drogurile în perioada specii, trupa ar fi fost până în momentul actual, activă, și mai scrie după aia un rând că și-a dat seama, ipotetic vorbind, având în vedere că specii mai aveau la bază droguri în șed. Ipotetic vorbind, dacă nu erau probleme cu drogurile. Da, dar deci, dacă, deci nu, am înțeles și-a vrut să zic. Întrebarea este dacă nu ar fi fost treaba cu drogurile în perioada specii, trupa ar fi putut fi până acum? Da, exact. Dacă, deci dacă, da, nu dacă ei nu exact, da, eu așa cred. Ai înțeles și-a vrut să întrebe pe acolo? Da, dacă fel, nu și-o luarea asta, da. Ai înțeles? Treaba cu drogurile, treaba cu drogurile, există din totdeauna, nu știu ce înseamnă treaba cu drogurile, drogurile există pe pământ din totdeauna. Nu, asta n-ai înțeles. Gen, dacă, deci dacă voi nu vă pierdeați la modul din cauza drogurilor, erați până acum? Cum ai spus tu, noi eram focusați doar pe artă, sau cu, parafrazez, da, nu eram focusați pe ce restul, nu știam ce se întâmplă în industrie. Și se vedea, acolo. se vedea, frate. Și cum ai spus tu, dar asta a fost unul din secretele, poate vorne. Eu așa cred, da. Realness, ăla a fost. Și, ipotetic vorbind, și acum, nu știu, dacă ajută Dumnezeu și așa și totul funcționează normal și oamenii sunt normali și nu iau razna, o să mai fim, activăm și în continuare, o să mai avem concerte, specii și așa. Ăla a fost să întrebe, adică a zis dacă dragonul nu... Da, mă, nu, m-am înțeles. Da, e prea ipotetic ca să spun. Da, corect. Era nebunie, era nebunie. Era nebunie și nebunie a dat parte la farmec, cine știe. Poate. Dar a fost un alt fel de statement care trebuia făcut, exact. Da, e greu de... Nu poți să-l dai, exact. Greu de spus. Da, exact. Dacă nu era. Da, exact. Dacă nu ce da, mai era. Dacă și parcă nu mai contează de fapt, de drept. Hai să ne bucurăm de ce a fost, să ne bucurăm de ce este și aia e. De pe ce site luăm produsele? junglashop.com, farfecashop.ro sau .com, 128shop.ro sau .com.
jungla-shop.com. Nu știu, tot timpul finalitățile finalizării astea, dacă e jungla-shop.com e pentru jungla, da? Foarfecă.com este al lui Mișu, da? 128.ro este al meu, da? Da. Asta înseamnă. Ai zis, frate, ai făcut branding frumos. Te-ai îmbucat asta, Instagram. O tai din emisiune Instagram. Și o pui pe Instagram. Îmi permite aici un băiat cu o poză că se uită la noi. Are albumul lui Specii, zice e țiplat, primul album. E țiplat, îl dau la schimb pentru Blackberry-ul ăla, plus caseta cu jungla. Mi-l dau la schimb mie. Ce tare tipul, da. Ți-a cumpărat de la mine, mi-l dau la schimb mie. Nu mă, tu după niște ani. Am vrut să zic că stă un ușile țiplat pe Blackberry-ul ăsta și pe... Păi am ușile țiplat, și pe caseta aia. Am un container de ușile țiplat. A zis, auzi. O ofertă mai bună și cash, o ofertă cash. Bă, omul sau ceva chiar să mă numească, ceva un tablou de la... cineva sau ceva așa să mă... Zice un băiat, mă poți numi cel mai mare fan pentru că iubesc Specii, dar niciodată nu am putut merge la concerte din vari motive și nici albume sau alte elemente nu am putut procura. Deci cel mai mare fan. N-am putut să meargă la concerte și să cumpere albume. Dar poate e posibil, nu da, știu, nu exclud, e posibil. Știu, așa este, am făcut-o ca pe glumă, să nu-mi iei nume de rău. În rest chiar iubesc și m-a schimbat muzica rap, trap în România. De la 13 ani și vineri 22 fac 28. Mulți înainte. Tony Boca. Te respect, Mocanu. Tare. Mersi mult. Doamne ajută, frate, și ție. Am și bluză Bica. Chimie nouă. Uite-mă, băiatul cu sediu cu Specii care vrea să ia Blackberry, are și bluză cu Specii. Dar știi că, iau și nu știu dacă ți imaginezi, are și el produsele lui. Da, nu prea, mă. Bro, dacă vrei să faceți chestii noi, foarte atractiv nu ne dați produsele noastre. Ce altceva? Felicitat pentru ultimul album Specii. Am lăcrimat la lansare. Big Up for Life. Mulțumesc că ai citit întrebarea. Hai mă, nu-mi dați acum mulțumesc că ai citit întrebarea. Doamne, ăștia, mulțumesc și eu că ai trimis acum. Ce să faceți, ne pupăm în cur unii pe alții? Am lăcrimat. Mult succes în continuare și dacă poți, te rog să-i mulțumesc Luchimie pentru că m-a ajutat să gândesc altfel față de restul lumii prin muzica lui. Frumos, frate. Exact. Frumos de tot. Ai spus foarte frumos. Cine e aici? E bine. Daniel. Mai mult decât frumos, asta, este da. Bine. Da. Pentru asta facem asta. Da, frate. Da. În varianta de lux jungla vin ambele CD-uri. Asta a zis mai devreme. Da, vin. Da, bine, mai e un pic până atunci. O să vedeți, deci, dacă urmăriți fizică, pe băieți. Deci în varianta fizică. Pe Instagram @jungla.ro. Puteți să urmăriți direct ce asta, se întâmplă, da, cu proiectul, exact. Jungla. Mulțumim. Sau Chimie, Chemi și Foarfecă cu puncte între. Sau domnul Udo, care... Ce marfă că ai, domnul Udo. De e atât de ușor, frate. Atât de simplu, nu? Da. Salut, băieți. Nu pot să zic că sunt foarte mare fan Chimie, ba chiar nu-l plac, nu glumesc. A zis, nu-s foarte mare fan Chimie, dar tot respectul pentru el ca om. Apreciez tare mult că e foarte politicos și respectuos foarte de toată lumea, ceea ce apreciez și eu. Bună și ziua. Foarte frumos. Mulțumesc. De unde ai zis să rămână? Chiar e o fată, chiar o tipă. Ce tare. Chiar ai simțit, ești neamun, pentru că nu mai au femeie, putea să zic așa simț. Frumos. Da, cum o dau, tot respectul. Sunt puțin old school, știu de pe cum o dau, tot respectul. Că sunt un pic old school. Bă, tu auzi, mă, ce? Bă, te salut și... Deci, fiate, să termin mesajul omului. Există lume care zice sunt old school, te știu de la cum o dau. Deci femeia zice sunt old school, te știu de la cum o dau. Stai, înseamnă old school, adică... Nu, stai că nu înțelegi unde e ironia mea. Eu înțeleg unde e ironia ta, dar poate erau două lucruri diferite. Eu sunt puțin old school. Iar pe tine te știu de la cum o dau. Da, poate. Poate fi așa? Dar ea e old school și mă știe de atunci. Nu! Atunci mă știe, na. Deci nu este pozitiv, mă, el e pe hate. Nu, bro, nu, femeia consideră că piesa cum o dau e old school. Nu cred că e asta. Păi, eu cred că asta e. Spune-ne, te rog frumos, spune-ne. Ai zis, sunt puțin old school, îl știu de pe cum o dau, tot respectul. Ai zis-o pentru că ești puțin old school. Și dar ai ascultat de cât cum o dau, că aia sau, a fost cât de cât aproape de old school-itatea ta. Old school-itatea. Sau ți se pare că cum o dau e old school. Că despre asta e vorba. Te salut și pe tine, Alex, te urmăresc cu drag de fiecare dată. Mulțumesc că îmi faci zilele mai frumoase. Pace. Și eu mulțumesc că ești aici și apreciez foarte tare că ne scrii. Pace. Spune-ne dacă vrei să ne lămurești cu... Ce am vrut mai devreme. Da, oricum. Bă, dar... Nu, e old school. Dar e mai vreau să câștigă, adică, dar...
s-ar putea să ai dreptate un băi, pic. Man, e puțin old school și tu te nu, e așa. E puțin old school, era old school de toate. Nu, nu, nu. E posibil să aibă el dreptate. E un 15% old school. E posibil să aibă el dreptate, adică la modul eu sunt old school și îl știu pe chimie de la cum o dau în sensul că eu ascultând numai old school, dar abia la... Sau, de asta zic, vezi, nu se pupă. Că dacă ea era old school, dacă ea era old school, trebuia să-l știe pe chimie, eu asta zic. Nu avea cum să știe. Opriți microfoanele. Fii atent, gata. Uite, asta e, asta e, fii atent. Deci dacă, deci dacă femeia era old school, n-avea cum să-l știe pe chimie. Nu, deci puțin dacă femeia obscur. Era old school, n-avea cum să-l știe pe chimie de la cum o dau. Da, mă, frate, am înțeles ce zici. Tu te-ai tripat pe asta. De... Spune-ne, te rog eu frumos. Am uite, ne scrie. Am crezut că e emisiune serioasă, Alex. Băi, eu n-am și eu am crezut. Nu m-am glumit. Dar nu, știu ce fane ai, știu ce fane ai. Părea ce fane are, Alex? Părea că, nu mă, gata, sunt extraordinar, frate. Sunt sufletiști, sunt... Nu, gata, revenim. Am glumit, am glumit. Nu, am glumit. Doamne, ești o frate. N-ai cu ce să dai noroc. N-am. Am glumit, asta zic. Nu, am dus-o până la extrem ca să râdem, da, știi? O dragoste pentru eu sunt puțin old school și eu, la fel. Tu ești puțin old school, nu? E adevărat. Chimie e puțin old school. Da. Ce e Shadowbox? Întreabă cineva, chimie mai ține legătura cu Shadowbox? Nu știu ce e. Da, da, țin legătura. Perfect. Big up, băieți. E Mișu mulțumit de ce legacy a lăsat cu specii pentru hip-hop românesc și consideră că încă mai trebuie să muncească mult până să ajunge să fie mulțumit. Eu știu ce o să răspundă, dar te rog. Dacă ești mulțumit de ce legacy ai lăsat cu specii pentru hip-hopul românesc și dacă consider că încă trebuie să mai muncești mult până să fii mulțumit. Sunt mulțumit și începe un nou capitol, cum spuneam. Exact. De care o să fiu și mai mulțumit. Eram sigur că asta o să răspundă, pentru normal. Că știu cum... Și o grămadă de treabă, normal. Oamenii care dar ce vrei să facem? Treabă, frate, pe ce să pune cineva cu voi? Pe bune, Alex. Da, frate, nu, pe bune, da. Mai e timp, nu s-a terminat emisiunea, îmi spui dacă îți vine vreo idee, dacă nu, se frate, pune cu noi până... Da, am terminat și mesajele, deci trebuie să terminăm, beton, eu aș sta până mâine cu voi, dar prefer mai degrabă. Mai plecați și voi acasă. Cum să veniți beton. Când vine de luxul ăla încă o dată și să mai stăm două ore de vorbă și ceva. Și tu la emisiunea noastră, când pornim emisiunea. Da, frate, cu drag, dacă faci, da, ești nemult, de-abia aștept. 100%. 100%. Dar puneți, frate, s-a îmbătat tot, să simte bine. A simțit că și-a... Vreau să nu mai... A simțit că și-a pus limite. A zis, bă, nu mai... E ok, hai. Asta ziceam că îmi place că se simte bine aici, frate. L-am văzut că m-a prins. Mă, ne-am simțit super bine. Dar nu te simți bine decât că... Nu te simți bine decât când te îmbezi cum trebuie. Vreau să vii la noi la emisiunea asta. Adică o să fim noi și tu o să fii invitat și acolo... Frate, cum să nu? O să vorbesc eu despre stand-up. Nu mai vorbim despre rap. Vorbesc despre stand-up. Să nu ne mai lasă vorbim ca acum. Da, exact. Pentru că sunt multe care... M-ați invitat. Da. Și acolo vă faci să vorbim. Asta nu mai taci, până terminăm. Vreau să vorbim și despre... Hai mă, bagi o strofă. Eu nu mi-amintesc nimica. Tu ți-amintești ceva? Eu aș băga o strofă. Frate, uite, fii atent. Nu mi-amintesc nicio strofă. Fii atent. Care-i șmecheria? Nu vreau să o ard acum că hai să facem freestyle sau ceva. Freestyle sau ceva? Bagă-mă o strofă, mă, pun un beat. Am pentru mine, mă. Da, mă, că vei tu că noi cum facem hip-hop. Vă simțiți adică, relaxați, nu aveți treabă să facem. Nu puteți, nu? Ba da, asta zic, noi putem să facem oricând asta, știi ce zic? Dar nu facem acum. Vrei tu să facem asta acum? Nu, frate, dacă te simți tu bine. Noi putem să facem oricând asta, încerc să explic. Deci, dar asta ce-a făcut cu tine acum, nu o să nu facem cu nimeni niciodată. Știu, așa este. Și eu apreciez. Da, înțeleg perfect. Să facem o strofă, oricând o să poți să o fac oricine vrei. Și de-aia am și zis, când ți-am zis pe balcon că nu contează, eu aș vrea să vă ascult, pentru că mie îmi place. Eu pot să și acum, da, și Mișu, da, acum da, începem să-ți dăm de la Matrix, sau de la ce piesă vrea pula ta, începem să-ți dăm... Păi să o facem atunci. Dar trebuie să mai jos, că nu știu dacă... Păi asta zic, acum ne-ai îmbătat, adică am făcut ceva ce n-am face cu toată lumea, scandal, carnal, canal, canali, vandali, canari, papagali. Mușca animale, gam cari, curcani. Te-ai panica și par palid ca un elefant în Kalahari. Trage pe dreapta și bagă pe avarii și... Trage pe dreapta și bagă pe avarii și schimbă dolarii. Dai din aripi, se duc din aripi, din salarii. Parcă sunt într-un mic safari cu cocalarii și cocoșații. Bagă frica nații, etnii și populații. Astea-s imitații de civilizații. Ne conduc la moarte ratații. Noi stăm ca oile în stații, fără rații, fără reacții. Asta zic, pentru bani și relații, că apar inflații la bursă, cotații și corporații. Noi suntem pirații, rebelii, renegații. Voi doar conspirații, constelații, controlați.
Nu știu dacă percutați apar mutații. Canibalii își mănâncă frații și haleși și palții. Rămâne prada și ghepazii. Parcă sunt în lagărele nazii. Se fac razi în nazile. Ultimele zile, ultimele pastile. Vaccine, vai cine. Cine? O să ne fulece. Soarele o să se întunece. Doar Dumnezeu poate să ne judece. Da, asta vezi dacă nu. A fost extraordinar. Le repetăm pe show. Da? Voi sunteți nebun la cap, da? Frate. Voi sunteți nebun la cap. Lejer. Lejer, man. Așa de nicăieri și lejer. Marfă și ro, da. Încât da. Bă, mă bucur că am fost aici la tine, Alex. V-am zis, frate, asta e șmecherie, că până la urmă ne place să stăm de vorbă. Să facem asta, da. Dar ne place să facem ce facem fiecare. Mi-e place să fac stand-up, să fiu pe scenă, vă place să cântați, frate. Și asta e secretul. Asta e. Asta poți să o faci oricând și știu că puteți să o faceți oricând. Așa e, da. Și înțeleg și ce ai spus tu, că ce facem aici nu faceți pe peste exact. Tot, stăm și bem și ne simțim bine. Adică dacă vrei asta putem să facem oricând, da, adică dacă vrei de la început, asta făceam. De nici n-am zis că trebuie, mi se pare că doar, uite, momentul ăsta a fost Caterin, că merită să fie existat. Da. Înțelegi? Da. Adică poți să-l tai și să-l postăm și e marfă. Oricum asta sunt podcast-uri, asta e vorba de energia liberă și așa. Și asta e nimica toată, putem acum să începem și să-i dăm. Asta a fost doar aperitivul, putem să începem. Da, frate, punem dacă spui și ție, dacă dai noroc cu mine. Da, frate, cum să... Nu, eu mă întrebam dacă spun un beat. Dacă pare ceva mișto, e riscant. Nu știu ce beat-uri ai tu acolo. Am văzut ce beat-uri ai. Beat-uri dubioase, nu știu ce beat-uri ai tu acolo. Nu știu mai ce, dar astea sunt toate astea de pe... Nu, fiindcă ne fiind în turneu să-mi intre în... Da, bine, și asta, natură, că nu știm, știi? Să... Da, nu știm să... Și mă poticnesc. Eu mă gândesc, frate. Șerpii la vârful gherbii ți-ncearcă nervii, ochii negri în vârful țevii. Glonțul te face să levi. Tez, meditez, mintea mea etrează, vitează și pictează. Gravitații nu mă limitează, faci, nu mă intimidează. Marș! Vocea mea te ducea gale, mahalale. Vin în pahare, grătare, parcă-s furnale. Scos fum pe nas, stare, n-am stare. Trebuie să fii vigilant. Dacă nu, ești mâncat de vigilant. Asta e viața pe care o știm noi de pe ciment. Cartierul, regiment. Legea nu-i impediment. Încă o zi, încă mormântare. Nu-i eveniment. Tot putem să o ținem de la liber. Frate, deci este... Nu le știu, dacă le știam mai bine. Nu le știu pe astea noi. Dar pot să încep, să încerc. Ne jucăm, e nimica toată, frate. Asta facem și ne place să facem asta. Da. Ești nebun. Nu știu dacă găsesc un instrumental. Bag un beat. Vreau să spun altceva, lasă. Dar nu știu dacă îl găsesc. Vreau să vă zic dacă bag eu o strofă. Oh. Băgați și voi câte o strofă? Normal. Asta vreau să zic, dar nu găsesc beat. Trebuie să... Nu, era unul, frate, dar nu îl mai găsesc, ești nemul la cap. Dar era, ăla mergea bine de tot pentru. Hai, Alex, bagă strofă. Păi nu, că nu găsesc ăla și mi se părea... Un anume? Păi zi. Am și cam băut și m-am îmbătat. A, cauți. El caută pe YouTube, a dat hip-hop, boom back instrument. Boom bap, hip-hop, boom back instrumental. Și că nu-l găsesc pe ăla, păi tu știi că un milion. La un moment dat, dacă căutam asta, era între primele, dar... Nu mai știu. 2001. Da. Am băgat în pula mea funk din 80. Ia uite. Era... Nu știu ce căști aveți voi, la mine sau de încet instrumentalul? Cum, mă? Ia stai, mă, tu ce? La mine? Instrumentalul, vocea se aude bine. Acum auzi mai bine? E. Mai tare? Nu. Ce faceți, mă, voi aici? Ce? Instrumentalul? Nu mai aud deloc. Se aude muzică? Gata, hai să închidem live-ul. Da, trebuie să închidem live-ul, frate. Noi cu frații noștri aici facem o piesă. Cât de ceas? Da, nu, că ne prostim. Hai, da, nu, că deja am dat-o în vrăjeală. Stai un pic. Oricum, cu cine mi-ai făcut așa? Ce naiba? Zi, ai mi-ai făcut cineva operație? Nu, frate, ați venit să vă simțiți bine. La cap și eu mă bucur foarte tare că... Adică sper că vă simțiți bine și eu m-am simțit bine. Grăsinele, nota 10, whisky-ul, se poate să mai lucrăm la el, mi-e panică. Frate, mă rog, marfă. Mă bucur foarte tare. Alex Lană, fratele nostru, dacă vă plăcere să te cunosc, el e Sorin. Sorin Lană, Vision Junior Blană. Am făcut Sorin. Deci toată lumea aici, suntem ok. Ne-am distrat, ne-am învățat, recunosc. Vă mulțumesc frumos că ați venit, apreciez. Pentru că noi nu tragem pe nas ca să putem să bem mai mult toată noaptea.
Eu mă piș pe mine, nu mai pot. Și eu la fel. Hai odată. Haide. Oameni dragi, bă, sunteți extraordinari. În primul rând, vă doresc super mult succes, frate. Mulțumim, să vă meargă bine. Să vă simțiți clar. Voi bine, să iasă, să iasă cum vreți voi. Vă mulțumesc. Da, frate, îmi scrii oricând, nu-i problemă. Vă mulțumesc că ați fost aici, că v-ați uitat, fie că vedeți asta live, fie că vedeți asta în reluare. Sunteți niște oameni minunați. Dați subscribe, dați share. Știți voi ce aveți de făcut. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută să ne vedem sănătoși. Cam asta a fost tot. Sper că ți-a plăcut ce ai văzut. Eu apreciez foarte tare că ești aici. Lasă un like dacă te-ai simțit bine, un dislike dacă ai impresia că trebuie să mă las de asta și să mă apuc dracu de o meserie serioasă. Mi-ar plăcea să-mi spui părerea ta în comentarii, să te abonezi, nu știu. În principiu, să ai o viață minunată, mi-ar plăcea foarte mult.